Hamos. Bună seara, prieteni, ne auzim? Ne vedem, sper. Dacă da, puneți un plus, vă rog frumos, acolo pentru cei care deja urmăresc acum canalul meu de YouTube. Добрый вечер, друзья! Adresez celor de aici din Republica Moldova și bună seara, dragi prieteni din România. După cum ați văzut, spovedania lui Rizea continuă, pentru că v-am obișnuit cu acea carte pe care am făcut-o în România și foarte curând, prieteni, vă anunț în premieră, poate chiar în 10 zile, 2 săptămâni, dau drumul la televiziunea Realitatea din Moldova, unde voi avea un talk show seară de seară. Și bineînțeles vor fi și emisiuni cu temă politică, iar în restul timpului, până creștem, să spun, în opțiunile dumneavoastră, vom acoperi perioada zilei cu știrile de la Realitatea Plus din România. Va fi o televiziune profesionistă, așa cum vă doriți cu toții, și o televiziune care va fi în întâmpinarea voastră, să vă ascult pe toți abuzurile voastre, absolut toate ilegalitățile care s-au întâmplat. Îi dezbrăcăm de secrete pe toți golanii de aici din Republica Moldova. Vă promite Rize asta. Tot ce nu s-a spus niciodată veți vedea acolo la televiziunea Realitatea din Moldova, a lui Rize. Bună seara, prieteni! Bună seara tuturor! Îi salut pe toți cei care au intrat și vă mulțumesc pentru că aseară am fost foarte mulți și sper să fim și să continuăm în aceeași notă, dacă vreți. 898 în același timp, prieteni. Un record absolut. Vă mulțumesc din suflet. La primul live, wow, e o nebunie și eu n-am decât, ați văzut, vreo 8.000 de urmăritori, 8.000 de subscriberi pe YouTube, da? E mare lucru, niciun blogger cu 100-200.000 de urmăritori n-are atâți urmăritori în același timp atunci când face un live, da? Și pentru asta, sincer, mă înclin în fața voastră. Prieteni, aștept încă aștept, pentru că eu cred că sunteți interesați de candidatura mea la primăria orașului Bălți. Ați văzut, am postat și aici pe YouTube și pe Instagram și pe conturile de Facebook și pe Telegram convorbirea, cele trei convorbiri care le-am avut cu cineva de acolo, este incredibil. Luni după amiază la orele 16 am depus actele la Bălți. Mâine este ultima zi în care cineva se poate înscrie în această cursă electorală. Nici până acum nu mi-au dat răspuns. Prieteni, le-e frică rău de Rize. Dar mâine, prieteni, vă promit, îi salut și eu pe cei din Londra, pe domnul Bursuc, bună seara tuturor. Și da, mâine, prieteni, cred că până în ora 12, cred că la orele, da, orele 12, voi face un live de acolo, de la Bălți, și veți avea o mare surpriză, pentru că am soluția. Prin absurd, în cazul în care nu mi-acceptă candidatura, va fi o reală surpriză. Le voi demonstra că nu scapă de Rize. Neam. O să vedeți. E o surpriză și vă țin în suspans până mâine. Pentru că Rize va fi acolo peste ei. Chiar dacă știți cum e. Chiar dacă voi nu mă vreți, eu vă vreau. Cum spune Alexandru Lăpușneanu. Așa le spun și eu acum. Da? Și vă aștept, bineînțeles, la adresa mea de mail. Vă mulțumesc celor care mi-ați dat. N-am apucat să răspund, dar toate materialele care mi le trimiteți sunt selectate, le pun acolo, pentru că vom face emisiuni pe aceste teme. Mailul meu, mai anunț o dată, cristian9069@mail.ru. Da, am văzut noua mutare a PNL-ului. O știam de mult, prieteni, cu ministrul Nicolae Ciucă, ministrul apărării, care va fi premier. Îmi pare rău că nu m-am mai ocupat puțin de România pe spovedania lui Rizea, pe verdictele mele politice. Știam de o lună, vă spun cu sinceritate, o lună, chiar două luni aproape. De ce spun asta? Pentru că Nicolae Ciucă, în calitate de ministru al apărării, a dat toate contractele care sunt acolo la minister, și corvetele și tot, cui trebuie. Și e susținut de cine trebuie. A anulat acea licitație, știți, cu corvetele. Dragnea vrea și el să-i bage pe Finca Antierii. Licitația fusese câștigată de Naval Group și firma de la Constanța, da? În asociere. Le-a anulat toată licitația și asta e situația. România e încă o colonie. Da, prieteni. Voi știți realitățile.
Da, păi n-ați venit în număr mare la protest. Știți, v-am așteptat și o să dau fiecărui alegător din orașul Bălții. Da, prieteni, pentru că Rizea va fi acolo în campanie zi de zi, indiferent dacă îmi vor permite să candidez sau nu, pentru că am găsit soluția legală și o să o aflați mâine la ora 12, într-o transmisiune direct de la Bălții. Pentru că golanii ăștia, sistemul ăsta mafiot, are rădăcinile înfipte adânc. Sunt foarte adânc înfipte în pământ. E greu să-i mutăm. E greu, chiar în condițiile în care Maia Sandu vrea să facă o reformă. Prieteni, e o nebunie ăștia, o sabotează, îi fac tot felul. Oricum, eu merg și pe cale juridică, în paralel. Dar o să vedeți surpriza la care ne-am gândit, noi ca partid. Și voi da numărul de telefon fiecărui alegător acolo. Acum vreți să vin, dau aici public. Pufi, vină încoace, Pufi. Vrea și Pufi să vă salute pe toți. Dobre vecer, Druzia, da? Îl vedeți, el este Pufi. Mafiotul, cum îi spun unii, da? Cel care a contribuit la prinderea lui Stoianoglu, să știți, în acea seară, da, da, da. Și, bineînțeles, a fost parte activă la toate dezvăluirile despre procurorii corupți de aici din Republica Moldova și continuăm cu dezvăluirile. Nu, Pufi? Da? Da. Ok. Despre candidatura lui Gheliș din partea lui Faces TV, da. Ce să... Nici n-am aflat la ce candidatură, la Bălți acolo, păi poate se pun contra, normal, ca să... N-am aflat, acum aflu, dar mă bucur asta, cât mai mulți cu atât mai bine, prieteni. Pentru că cei din orașul Bălți să discernă, pe cuvânt. Este chiar foarte bine dacă e așa, nu știu, n-am verificat, nu vreau, e un comentariu, dar e ok. Pe mail, informațiile, vă rog, Cristian, 9069@mail.ru. Da? Vă rog. Deci oricând vă aștept. Ați văzut Faces TV ce a pățit. Nu s-a mai uitat nimeni la ei. Asta e, din păcate pentru ei. Pentru că i-am văzut multe comentarii acolo că l-au vândut pe Rizea și atunci stau liniștiți acum. Au primit și premiu, să fie sănătoși. Dar eu cred că voi o să decideți cine merită audiență și cine nu, prieteni. Și v-am zis, mai sunt vreo 10-12 zile și deschid televiziunea Realitatea din Moldova. Avem deja site-ul de știri www.realitatea-din-moldova.net și se va transmite live și pe acel site, da? Va fi televiziunea online și pe Facebook Realitatea din Moldova, la care lucrăm acum. Și o să vedeți că facem o televiziune pentru voi, nu a golanilor, nu a intereselor, nu a lui Mariana Rață și a combinațiilor cu ce fac ele acolo și sau cer bani. Nu o să cer niciodată bani de la boldovenii din diaspora, așa cum fac alții pe aici, da? Mulțumesc de la Paris, Oleg, mulțumesc mult de tot. Mulțumesc din suflet, apreciez diaspora pentru că familia mea toată e plecată în diaspora, da. Eu știu ce înseamnă greutățile acolo, pentru că am circulat mult, m-am ocupat în diaspora de organizații atunci când eram deputat și cunosc bine situația și știu prin ce greutăți treceți și câte sacrificii faceți pentru cei rămași acasă. De ce SIS? Păi nu, n-am spus că nu mai SIS. Unii din SIS îmi oferă informații, da. Uitați ce s-a întâmplat azi. Astăzi m-au chemat la Ialoveni, ați văzut postarea mea, da? E incredibil, prieten, la 10 zile, exact pe data de 11, am făcut acea dezvăluire de la fața locului, de la Sociteni, fabrica de anabolizante. Și... deci am fost, îmi spune colegul că e o chestie. Așa? E bine? Așa, e foarte bine, ok. Am fost la Sociteni, la fabrica de anabolizante. La fabrica de anabolizante și de-abia acum, după 10 zile, poliția Ialovene a primit o sesizare de la Ministerul de Interne. Eu știu, chiar dacă i-au spus că s-a autosesizat. Vă dați seama. Ei trebuiau să intre a doua zi acolo, să intre... să facă, nu știu, descinderi cu mascați. Păi băieții și-au luat bidoile cu substanțele alea care fac pastilele și ce introduc în acele pastiluțe. Și la revedere. Au șters toate urmele. Ce să mai facă ea? Vedeți ce mafie aici? Îmi spunea la un moment dat, domnule, dar de ce n-ați venit să ne spuneți așa în secret? Și noi, păi da, cui să spun? Mafioților, șefilor, celor care lucrează în acea fabrică. Adică suntem copii. Eu am crezut că faceți vreo descindere, dar asta e. Eu cred că presiunea pe care o veți spune voi pe sistemul ăsta nenorocit va da roade până la urmă, împreună, prieten, că numai așa îi putem schimba.
Ghelice Cavunt, un debate acolo el și Maria Bondarciuc. Da. Bună seara tuturor celor care ați intrat acum. Vă mulțumesc. Dobre večer, Druzia. Din Anglia, da, vă salut și țin și eu pumnii pentru voi. Mulțumesc mult de tot. Salutări fierbinți. Văd că sunteți foarte mulți în Anglia. Știu că e o comunitate mare de moldoveni și de români acolo. Pentru că sunt și niște condiții cât de cât decente de lucru și știu că sunt foarte bine. Eu sper că sunteți și plătiți la adevărata valoare a muncii pe care o prestați. Iar da, nu știu dacă a avut parte Ciucă din afacerea cu navele de patrulare făcută în Galați, dar sub asistenta supravegherea lui Ovidiu Tenea și Florian Coldea. Da? E bine dacă ar mai fi prieteni acum, pentru că până la urmă Coldea, nu știu dacă Tender l-a iertat, dar rămâne de văzut. N-am mai vorbit cu Ovidiu de mult, am fost cu el într-un turneu african, pentru că era foarte bine ancorat acolo, vă spun, prieteni. Am fost cu el în Senegal, am fost cu el în Guinea, Conakry, am fost cu el în Gambia, vă spun, am fost la nivel de prim-ministri, de președinți de țară. Chiar în Gambia am ținut o conferință de presă cu primul ministru, în limba franceză, bineînțeles, pentru că ei acolo folosesc franceza. Într-o altă parte, care a fost o colonie portugheză, Guinea, Conakry, folosesc limba portugheză, dar era bine ancorat. Păcat că a pierdut acele afaceri din Africa, pentru că era un lucru bun, dăduse multe locuri de muncă acolo și chiar e un om de afaceri serios, să știți. Păcat, pentru că era atât de bine văzut. M-am văzut prima oară, ne-am cunoscut în 2012 la Crans Montana, când eu l-am însoțit pe președintele Ion Iliescu, iar Ovidiu Tender a venit însoțit de 4 președinți de stat africani. Da, prieteni. Și am înțeles. Atunci, nu cumpăr nicio informație. Le găsesc aici la poartă, că m-au întrebat și cei de la poliție azi. Domnul Iza, dar cum ați primit informațiile? De unde? Uite, mi-a venit un plic în cutia poștală. Nu prin poștă, a venit așa, l-a pus cineva acolo. Și e fără semnătură, fără nimic, doar că mi-este mie adresat. Domnul Iza, uitați ce se întâmplă acolo. Spuneți de asta, uitați. Sunt implicați cu tare, cu tare, cu tare. Fără semnătură, fără... Ce să fac? Le distrug? Nu o să le țin. Ei erau interesați mai mult, domnule, polițiștii, incredibil. N-am nimic cu ei, s-au purtat exemplar cu mine. Chiar mi-au urat succes la primăria Bălții, dar am zis că încă nu e cazul, pentru că n-am oficial aprobare pentru candidatură. Nu e încă validată de golanii ăștia care mai sunt prin sistem. Dar erau mai mult interesați să vadă documentele, de unde le-am primit eu, ați înțeles? E incredibil. Ei, în loc să fie atenți, haide, te las puțin. Ei să fie interesați mai mult de unde, ce spune Rizea și dacă e adevărat. Și să mergeți acolo să vedeți exact. Ei erau interesați că să vadă, le-am zis, da, le-am distrus, ce să fac, să le țin? Că doar știți bine, un document, mai ales dacă sunt documente secrete, mai ales dacă sunt documente de uz intern, trebuie distruse, nu? Acum, ele nu aveau vreo ștampilă de strict secret, erau note informative. Așa cum se fac pentru cei care au avut de-a face cu serviciile secrete, știu despre ce vorbesc. Da, pufui mușcă pe Golan, să știți. Rău de tot, are alergie la procurori, asta vă spun sigur. Păi da, să mă urmați, să vă înscrieți în partid în primul rând. Am pus pe, eu o să mai pun din nou datele și telefonul și adresa de mail. Le-am postat, nu știu, cu ceva timp în urmă, o săptămână. Le găsiți și pe Facebook și pe Instagram. Dar o să le mai postez, pentru că vă aștept pe toți care sunteți de aici din Republica Moldova să veniți alături de mine și de Vladimir Dachi. Pentru că suntem singurul partid serios care va fi, chiar vă va reprezenta cu mândrie. Eu așa o spun. Nu aveți pe nimeni până acum care să vă asculte. Eu voi fi aici permanent alături de voi, alături de problemele pe care le aveți și vreau să fim împreună în această bătălie. Și să o câștigăm împreună pentru a reforma cu adevărat sistemul ăsta nenorocit de aici din Republica Moldova. Păi nu peste 3 ani, prieteni. Peste 2 ani avem alegeri locale aici la Chișinău. Da, mulți deja au văzut și ce bani să nu stea relaxat și cu mafia lui, cu Chiertoca și cu ăsta de la X Factor, Vladimir Ton, cu toți golanii ăștia, Odânțov, ăsta de la socialiști care ia și păcile, îi le duce lui Dodon. Nu, prieteni, urmează dezvăluiri grele zilele următoare și de ăștia. I-am uitat. Ei cred acum că-s relaxați. Poate mâine vă fac o surpriză în ceea ce privește un coleg de-a lui Ceban.
o să auziți niște lucruri senzaționale, pentru că l-avem pe bandă. Bineînțeles, penalul Rizei e pregătit. Îi are pe toți, înregistrați toți. Îi dăm public să-i vadă toată lumea dezbrăcați. Ei se joacă cu mine? Se joacă cu moldovenii? Nu destul ne-au călărit? Ce au făcut, ce au vrut cu judecători, cu procurori, sentințe? O să aflați, vă, și de Vitalie Perciuni, golanul ăsta interlop, care nu știu ce, scrie și el, are papus, nu știu ce, acolo, mizerii, să arunce așa, să mă acuze de... Vă dați seama, se deranjează rău. O să vadă că îi demolez eu terasa acum și demolez și coșmeria lui Dodon de pază de pe domeniul public. Ce părere aveți de Cosmin Gușe? A vorbit azi de... Da, n-am știut că a vorbit. O să-l sun pe Cosmin Gușe să-l întreb bine ce a vorbit, dacă voi nu-mi spuneți. Păi ce să vă... Dom'le, l-au atacat unii pe Rareș. Uite, hai să... Foarte bine că ați deschis subiect. Dom'le, omul stă totuși. Vedeți, eu știți bine, am fost și sunt acum de centru stânga, deci nu sunt de dreapta. Dar îi apreciez pe oamenii politici care au curaj. Indiferent din ce partid fac parte și indiferent ce ideologie politică au. Pentru că Rareș, ca prieten, nu? A trecut peste această barieră. În loc să fie apreciat pentru că e un om asumat în politică, noi avem nevoie numai de aia fricoși care se ascund, se bag sub masă, văd pe cineva cunoscut și se întorc cu spatele. Păi mă, prieteni, ăștia nu sunt oameni să-și asume responsabilități de guvernare, responsabilități de a fi parlamentari. Păi ce facem? Ăștia sunt niște tiriplici. Păi nu v-ați săturat de slugi? Ăia sunt slugile cuiva, ori ale sistemului, ori ale unui Dodon sau Plahoniuc. Păi ce facem? Măcar Rareș știe să vorbească. E un om care are discurs, care, vorba aia, are o imagine bună. Au vrut unii să-i opăteze. Acum vă dați seama, au profitat de poza cu Rize. Pentru că, din câte înțeleg, era în negocieri pentru noul guvern, pentru poziția de viceprim-ministru. Haideți să vă fac și o dezvăluire. Și eu cred că Rareș Bogdan nu merită. Eu vă mulțumesc pentru aprecieri, Tony. Îți mulțumesc mult. Da, de drumul pe care o să-l aveți în Moldova, din punct de vedere al pedigriului politic, sunteți peste orice personalitate. Da, mulțumesc mult de tot. Salutări din Elveția, vă salut și eu din Basel. Bravo, Eduard, te salut. Da, nu cunosc foarte bine orașul Bălți, dar aștept să-l cunosc de la toți prietenii pe care mi-am făcut acum în ultimele zile de când am anunțat și care mi-au scris. Da? Important e ceea ce vreau să fac. Și o să vedeți că Riza face și dacă nu va candida oficial. O să vă dau o surpriză, mâine la ora 12. Bună seara tuturor care ați intrat în ultimele momente, de câteva minute. Da, eu lipsesc, știu. Voi, am văzut mulți troll din ăștia. Dom'le, Rizea, tu lipsești. Da, Rizea le dă lecții. Și o să vă arate Rizea, penalul Rizea din România. Atenție, eu în România sunt penal. În Moldova sunt curat ca lacrima, prieteni. Am două amenzi de circulație pe care le-am achitat. N-am nicio datorie la stat, n-am fost funcționar public, n-am fost implicat în nicio schemă de aici. Aici se fură în fiecare zi la minut. Prieteni, de ani de zile stăți călăriți. Rizea nu e implicat în nimic. Rizea e curat ca lacrima aici. Ați înțeles? Voi puteți să-mi spuneți penalul Rizea. Am înțeles cum spun cei care cărora le stau ca un junghi în coastă. Da? Dar asta e. Eu am încredere în voi, am încredere în colegii mei și credeți-mă, partidul politic nu e singura șansă pentru voi, ca să schimbăm ceva în Republica Moldova. Unii nu mă vor, păi nu mă vor pentru că știu să fac politică și știu să fiu aproape de oameni. Să fie aproape de oameni și împreună cu ei. Ăsta e sloganul meu. Și va fi mereu. Pentru că așa sunt eu construit. Important e ca politicianul să vă asculte pe voi și nu doar să se folosească de voturile voastre. Când primim vreun video interesant cu Angela Gonța și Morari, poate curând, prieteni. Nu? Poate curând. Pentru că, dumne, Angela Gonța asta că ați făcut, eu o să-i spun. Mi-a dat și asta plângere la poliție, cum a făcut nenorocitul ăsta de Popov, golanul ăsta, care își pusese casă de 300.000, ați văzut-o că am fost primul acolo. Dumne, a pus-o în declarația de avere la 5.000 de euro. Dumne, 5.000 de euro, dumne. Doamne ferește, iar noi dacă ne prindea, nu știu, sau vreun funcționar public, mamă, îi se făcea dosar penal. El stă acum într-un arest de lux, că i-a dat Ruslan Frocea, șeful de la CNA, acolo unde stă. Așa cum vă ziceam, nu s-a dus la 13 să numere gândacii, s-a dus acolo la lux, are și telefon, are tot. Da, îl dăm jos pe ceva, vă promit eu că îl dăm, pentru că n-a făcut nimic pentru Chișinău ăsta. Și bate joc, ați văzut oamenii care au ieșit în stradă, n-am fost lângă ei pentru că eram la Bălți luni. De-aia, dar o să merg, pentru că mi-au scris, mi-au spus, le-a dat o firmă un bloc la beneficiarii, la cei care au plătit apartamentele, da?
și le-a făcut procesul verbal fără parcări, fără nimic. Oamenii n-au unde să-și țină mașinile. Este incredibil. Au venit și au protestat la ceva, firma e în faliment. Cine răspunde? Primarul nu face nimic. N-a făcut un loc de parcare. Are 2 ani de zile de mandat, n-a făcut nimic. N-a făcut un pasaj pietonal. Arată toate ca după război aici. Ați înțeles? În centrul Chișinăului. Un pasaj pietonal, prieten. E incredibil. De Sergiu Mocanu, ce părere să am? Văd că a vorbit și dânsul așa, mai dintr-o parte, mai din alta. Dom'le, fiecare are o sfoară, dom'le, nu vedeți? Singurul care vorbește pe șleau, iertați-mi lista de modestie, sunt eu, care vorbesc direct, cu subiect și predicat. Nu cu stai să vedem, stai să așa, dar nu e așa, mai mă atacă pe mine ușor, așa, îmi dă cu manta. Dom'le, că le-am luat fața, eu recunosc, dar numai datorită vouă, prieteni, și datorită adevărurilor pe care le spun. Asta contează pentru mine. Vor, nu vor, o să se obișnuiască cu riza, o să le stau în coastă, v-am zis eu, ca un ghimpe și în campania asta la Bălți. O să vadă ce n-a văzut, nu Parisul, Bălțiu. Vă mulțumesc tuturor, mulțumesc Iuda pentru susținerea la funcția de primar de Bălți. Da? Sloganul tău electoral e nou, nu pot să spun asta, am trăit acolo în România, nu pot chiar așa. Dar aici chiar sunt, da, nu sunt criminal în România, nu, prieten, nu. Mi s-a fabricat un dosar ca politician, trafic de influență. Că atunci când ești de trafic de influență, ți se dă și spălarea de bancă, e ca la oferta la telefonie mobilă, știți? Doi într-unul, așa că nu e nicio problemă. Dar nu, criminal, cum a făcut nenorocitul ăsta de Dodon, ce am omorât pe cineva în viața mea, n-am omorât nici măcar o pisică, vorba aia cu mașina. Să fii criminal aici, nu știu, se folosește termenul ăsta atât de frecvent încât... Nu știu, e foarte, foarte ciudat din punctul ăsta de vedere. Da, urmează arestări în rândul mafioților, o să vedeți, și ridicări de imunități. Păi hai să vă spun eu de golaniște de la socialiști, că mă uitam acum, ei au pus o moțiune împotriva guvernului. N-avea nicio șansă de izbând. Păi eu vă spun eu, ar trebui arestați acum ăsta, Novac ăla. Păi ăla Novac e deputat, ăla s-a căsătorit de conveniență ca să pună mâna pe niște terenuri. Ăla bătrân, ce am spus eu, are mașini, merge cu 2 mașini de câte 40-50 de mii de euro bucata, știți pe ce nume sunt? Pe numele mamei lui. Și știți cum le-are trecute la valoare? De 3.000 de euro. Dom'le, vă doare capul și mă atacă pe mine pentru o mașină. Este hilar. Da. N-am informații, dar dacă îmi dați despre procurorul de acolo de la Bălți, vă rog. Și păi, eu am spus de Viorel Morari, dom'le, că a fost omul lui Plahotniuc. Ce bani a scos banii din granturi prin offshore? Posibil și o să verificăm asta. Mulțumesc de informație. Nu mai țin legătura cu George Maier. E pe undeva până în Iordania, am înțeles. Nu știu. Dar nu mai am nicio treabă. Vă dați seama. După ce m-a lăsat cu ochii în soare și s-a întors, s-a spălat pe mâini, după ce am stabilit acolo și mă susținuse pentru candidatură, s-a făcut că nu vede când mi-au fabricat dosarul colegii lui. Da, stau, sunt colegii care mă ajută aici cu tehnicul, sunt 2 viitori operatori la televiziunea Realitatea din Moldova pe care o să o deschid în 2 săptămâni. Și totuși nu ar fi mai bine să luptați pentru reunire, strămoșii dumneavoastră ar fi mândri. Corect, numai că știu adevărul, prieteni. Știu adevărul din spatele ușilor închise, un adevăr pe care nimeni nu vi-l va spune niciodată. N-am nimic cu cei care se bat, dar nu știu dacă sunt corecți față de voi, pentru că liderii uniunii știu bine interesele care există în spatele acestui proiect politic. Ce îți place în Moldova, ce nu găsești în România, Igor? Păi nu e ce nu găsesc în România, Igor. Îmi place în Moldova că poate am posibilitatea să schimb ceva alături de voi. În România acum este mai greu, pentru că sistemul de acolo ocult are, e foarte bine structurat. Adică vine unul, pleacă altul, sistemul te înghite. Aici putem să-l schimbăm, țara fiind mai mică, oamenii fiind, cum să spun, nu poate atât de bine așezați. Ei au fost cumpărați de fiecare dată. Iar în momentul când lipsește cel care le dă salariul ăla, sponsorul lor, în momentul ăla încep să fugă într-o parte sau în alta. Dau în primire pentru că vă dau o informație. Popov a început să vorbească mult de Stoianov. Știu, ăsta e și unul din motive, înțeleg eu, pentru care a ajuns în arestul CNA și nu la penitenciarul 13, unde ar fi putut primi niște semnale mai directe să nu vorbească. Adrian Năstase a fost dat de jos de Plahotniuc. Andrei Năstase, da, mă gândeam la Adrian, a fost dat de jos de Plahotniuc pentru Ceban. Da, așa este. Păi Ceban a fost susținut, dar Igor Dodon cine l-a pus președinte? Nu a făcut Plahotniuc jocurile? Păi l-a dat pe Andrei Năstase, care, vorba, eu n-am nimic, dar pentru mine e trecut pentru Moldova.
Andrei Năstase este istorie pentru Republica Moldova și v-am zis, prieten, când a ajuns el ministru de interne, a pus mâna pe punga aia de bani care vine în fiecare săptămână pe biroul ministrului de interne, indiferent care e. Când ai pus mâna, înseamnă gata, ai intrat în jocul lor. De unde-s banii? Din contrabanda, din Transnistria, țigări, droguri, tot. Ca să fie ochii închiși și generalii să-și umfle și ei buzunarele. Asta e. Ministrul vine, primește punga, nu mai întreabă. Ce contrabandă? Hai, vorbim pe la televizor. Andrei Năstase a picat în plasă și s-a mai dus pe Ștefan cel Mare aici, a luat vreo 3 costume, nu le-a plătit, că a zis că el e ministru de interne și asta a fost. S-a vândut ușor. Păi știți ce spunea Andrei Năstase cuiva? Nu pot să spun. Știu că au vorbit cu niște colaboratori. El când a ajuns la Ministerul de Interne visa să devină milionar, prieten. El nu înțelegea de ce după o lună, două, nu era milionar. Vă vine să credeți? Ați văzut ce mentalitate are Andrei Năstase, luptătorul anticorupție? Păi Maia Sandu degeaba s-a distanțat de el? Nu că s-a distanțat, nici nu mai există Andrei Năstase pentru Maia Sandu. Nu v-ați pus întrebarea asta niciodată? Ei care au luptat pe același front în 2015-2016 contra oligarhului? Faceți un logo cu Trabuc și, da, Trabuc și Puf, da, corect. Cu ce am jefuit, mă frate, la greu statul român? Accent Eurotrans, da, n-am înțeles. Pe drept ești tu anchetat, da. Cu ce sunt anchetat? Explică-mi și mie, eu n-am niciun dosar penal în curs în România. Am o condamnare, un dosar fabricat, pentru că în momentul în care Dragnea mi-a spus să mă retrag, convenind cu Florian Coldea, și eu n-am vrut să mă retrag, asta a fost, m-am pus cu ei, am greșit. Am fost atât de naiv încât să cred că nu mi se poate fabrica ceva, inventa ceva, asta e. Da, m-am luptat cu ei și uite, am pierdut. Dacă mă retrăgeam și o să scot la iveală și SMS-ul, da, de Dragnea, cu o seară înainte de a fi chemat eu la DNA. E rămas deputat în Parlamentul României și nu ne mai cunoșteam. Da, tot rău spre bine, prieteni. Să știți, tot rău spre bine. Părerea despre Renato Osati, am spus-o și aseară, prieteni. E un interlop care a vrut să-și facă loc în politică și cu jmecheriile și n-a reușit. A băgat la bani, hai să vă zic eu câți bani a pierdut, din banii furați, stați liniștit, nu-l plângeți de milă pe Usati. Că a furat destul din Rusia, a băgat 15 milioane de euro, ca să știți. Reclame peste tot, Facebook, Instagram, nebunie, în campanie, materiale, tot. Da. Și degeaba, n-a făcut nici 5%. Da, așa este, trebuie legea marțială aici, aveți dreptate, domnul Iurie, pentru golanii ăștia care au nenorocit Moldova. Care, domnule, nu răspund la întrebări, dar nu le văd pe toate, adică sunteți atât de mult și vă mulțumesc din suflet încât să succed cu rapiditate. Spuneți întrebarea, domnul Sergiu, din nou. Sergiu Ceban, vă rog, sunteți rudă cu Ceban ăsta de la primărie sau nu? Ai un nume comun aici în Moldova. Vă mulțumesc pentru susținere, doamna Maria Bondarciuc, mulțumesc mult. Da. E o luptă pentru reunire, dar v-am zis, eu sunt de părere că Moldova trebuie să meargă pe picioarele ei și trebuie să ne ridicăm. V-am scris două întrebări mai sus, mai puneți-le o dată, vă rog eu frumos. Jos Golani, corect, spuneți culisele despre unire, o să vi le zic într-o emisiune, pentru că, vedeți, trebuie să vă răspund la toți și sper să mă înțelegeți, dar vă promit, la televiziune facem pe subiect, în fiecare zi un subiect. Ce cunoașteți, ce părere aveți despre Georgiu Călin Georgescu? Da, clubul de la Roma, e și el un om angrenat într-un anumit sistem, la un nivel european. E un tip școlit, e un tip care, cu siguranță, poate să facă o figură frumoasă ca premier. Nu spun. Ce mișcare e asta lui Dodon? Păi frica de dosare penale și de pușcărie, prieteni. Și o înțelegere cu Rusia s-a dat la o parte. Zinaida Grecianii, cea care a fost invitată în ultimul timp la o întâlnire la Moscova, Dodon a fost pus pe tușă, pentru că și-au dat și ei seama că Partidul Socialist nu mai are nicio șansă cu Dodon acolo. Ce crezi de alianța lui Dragnea? Nu cred că reușește, Ciprian. Alianța lui Dragnea, nu. Îți mulțumesc de întrebare. Corect. Aici cu mafia procurorilor să investească riza în piață. Aici, prieten, dacă e investit, îți iau și terenul, îți iau tot. Trebuie să ai mare grijă. Acum am înțeles și eu de ce, coincidență, am înțeles, Sergiu, mă gândeam eu, de ce mulți moldoveni au plecat în România să facă antreprenoriat în imobiliare. Și mi-a spus, am cunoscut un investitor și îl întrebam, când am venit la Chișinău, dar ce îmi face? Și că uite, crește. Am înțeles și eu de-abia după 2 ani. Pentru că mafia care există aici nu o pot să... Nu. Aici au doar 3-4. Chirtoca, X-Factor, Vladimir Tonu și încă 1-2 care dau șpagă. Hai să vă zic cum face Ceban acum. Pe asta nu știți. Când vine omul să-și ia autorizația, mi-a spus omul care s-a dus. Nu pot să-i dau numele. Nu s-a dus. Știți ce a zis?
Din ce bani trăiește? Din stațiile, închirierea stațiilor Rompetrol. Ia 10.000 de euro pe lună de la fiecare din cele 70 de stații închiriate pe cuprinsul teritoriului Republicii, pe teritoriul Republicii Moldova, plus fabrica Franzeluța, unde are acțiuni, jumate, 50% prin interpuși. Hai să vă spun riza și asta. Iar ce bani acum le zice, îți face calculul, cât bagi? 400 de euro pe metru, da? Preț de cost, 300-400 de euro pe metru, da? Și vinzi cu 1.000, da? Cel puțin 1.000, dacă nu chiar că prețul a explodat, sunt foarte puțini care au dreptul să construiască în Chișinău. Și îi face calculul, da, deci cât câștigi profit net? 600, zice, îmi dai 20% din profitul net, dacă vrei autorizați. Ați înțeles, prieteni? Sau îți bagă el pe cineva, zice, ori construiești pe un teren de al meu, ori îți bagă un asociat. Așa nu mai merge cu o șpagă de 10% ca pe vremuri în România. De mai asta îmi dau o părere foarte bună și sper să-mi mențin. Asta în funcție de ceea ce va face, pentru că eu sper să aibă oameni. Eu văd că nu prea are oameni în jur. E o întrebare foarte bună. Și pentru că, dom'le, cu ăștia nu merge cu mănuși. Cu ăștia trebuie să le iei cap în a doua zi. Nu vedeți cu Stoianoglu cât s-a lălăit și unde e Stoianoglu? E acasă? Face toate combinațiile în continuare. Mafia, știți cum stă? Stă pe calcapa, cum se spune la polo sau la not, da? Asta fac ei acum și așteaptă să vadă, poate îl pune în libertate și revenim. Vă dați seama ca imagine ce crunt ar fi pentru Maia Sandu? Dacă sunteți chemat, aveam niște dovezi, mamă, facem o emisiune. O să explodeze și laptopul meu, dacă o să vă devoalez ceva. Dar de față cu Olia Tira, ce ziceți? Facem asta? Va fi bombă. Da, ești carismatic, îmi place că ai simț umorului și glumea. Mulțumesc mult de tot, Igor. Mulțumesc frumos. Oleg, da? E foarte bun formatul. Mulțumesc mult. Perfectă idee. Cred și eu, și datorită vouă, că voi mi-ați cerut. Cred că și Plaha, da, mă urmărește de acolo, din Cipru turcesc, într-un hotel de 5 stele, într-o vilă, cu 3-4 fete în jur, Daniela Marin și încă 2-3. Asta e aia din poză. Când era la București pe aeroport, când l-au pozat ăștia proxenetul oligar, mai știți, o poză cu el pe aeroport la check-in, mai era o persoană lângă el, Daniela Marin, era, vă spune penalul Rizea, cum vă dezvolie, că preza de la Chișinău n-a avut curat să spun. Da. Îi aranjase și lui Tasu, îl băgase pe la Moldova, gaz, mamă, pe la Leuva, pe acolo, pe la regia, pe canal, îi angajeze toată familia la stat, că statul e cel mai bun, de unde să mulgi, ați înțeles, și omul își plătea partidele sexuale cu Daniela Marin, plus îi dădea 5.000 de euro pe lună, că era nota mare la fete. Și a luat Mercedes, i-a luat apartament, da, ați înțeles, din banii voștri, nu băga proxenetul mâna în buzunar în conturile lui, nu, erau tot din banii furați de la voi. Da, vorbim noi și de Moldova Gaz acum, că e subiectul gazului, facem o emisiune cu câți bani a furat Tania Plahoniuc. Păi americanii, prieteni, dacă nu știți, domnul Hogan, fost ambasador al Statelor Unite, că nu v-a zis nimeni niciodată, dar vă spune penalul Liz. În momentul când Plahoniuc a luat decizia să plece, păi vă dați seama ce, mamă, cât a înghițit el în sec, ce rușine pentru el să-și părăsească el unde nu zbura musca fără aprobarea lui aici în Chișinău, în Moldova. Păi fraților, voi nu știți ce era aici, era mai rău ca pe vremea Ceaușescu, când vorbeam șoptit, așa vorbea lumea până să plece Plahoniuc. N-avea nimeni voie să-i pronunțe numele. Nimeni, spunea ăla mare, mamă, le era frică că îi înregistrează pereții, muștele. Nenorocire era. I-a arătat un raport, domnul Hogan. Și printre altele, de toți banii deturnați de la Moldova Gaz, niște conturi în străinătate la Tania Plahoniuc, una din cele două surori ale proxenetului. Da, prieteni. O să vă spună penalul Rizea tot. Cum v-au furat golanii ăștia. Dar rău de tot. El acum deține încă offshore-ul, firma intermediară Căpușă, care ia energie electrică din Transnistria. Pentru că dacă nu știți, Moldova primește energie electrică din Transnistria, prieteni. Dar nu o primește direct, o primește printr-un tampon, o firmă tampon. Care e a lui Plahoniuc? Vă mă întrebați din ce bani trăiește în continuare. Păi dacă nu îi tăiem tentaculele și stăm, doamna Maia Sandu, puneți-vă niște oameni care să facă a doua zi cu ăștia, trebuie să le iei capul, genocid direct cu golanii ăștia. Nu merge cu stai, cu legea, stai cu concurs, cu evaluare, nu, nene. Dați afară, luate averile, sechestru, da, ține în judecată pe unde vreți voi, pe la MEDO, pe la CEDO, pe la unde vreți. Până un alt an facem ce vrea popor, întoarcem banii la popor. Să mă dea, mi-aș asuma, eu mi-aș asuma o misiune de genul ăsta, să fiu factor de decizie în structura politică a Republicii Moldova, credeți-mă, mi-aș asuma ceea ce vrea popor. Pe timpul lui Plaha, da, când erau protestele, da, păi știu de la veterani, știu de la veterani ce au pățit, da, prieteni, știu foarte bine.
Mulțumesc mult, Sorinel, o seară bună și îi salut din nou pe, îi salut și eu pe cei noi intrați acum, în ultimele minute. Dobre vecer, Druzia, pentru cei de aici, pentru vorbitorii de limba rusă din Bălți, care văd că se uită și le mulțumesc. Sper să avem mâine o decizie, da? Din ce simt eu și din ce informații am primit așa, nu vor să-mi permită. Se pare că Alaiba face parte din echipa doamnei Sandu și ce oare doamna nu e la curent cu golănirea lui în raport combinațiile? O să fie la curent, stați liniștiți. O să fie la curent, curând. O să vă dezvăl eu de Alaiba ce a făcut el chiar cu mine, domne. Domne, o să vă zic eu pe cine vrea el să iubească aici în Moldova. Și s-a simțit așa nebăgat în seamă. Ați înțeles? O povestește pe Nalurize. O să înțelegeți mai multe. Da, iar el a fost la PD. Rădăcinile nu se uită niciodată. Știți cum e? Prima iubire nu se uită niciodată. Ce facem cu Transnistria? Ce facem? E un subiect delicat acolo, Victor. E greu, e greu. Eu vă spun ce aș vrea eu să fac, dar cred că a doua zi ar fi breaking news pe toate posturile TV. Dar o să vă zic la prima intervenție în postul de televiziune Realitatea din Moldova, pe care îl voi deschide curând online. V-am zis, sunt 10-12 zile, două săptămâni maxim, sper să fiu în live cu voi de acolo, din studio, din noul studio. O televiziune profesionistă, modernă, la nivel european. Mai este o mână de... Sunt mulți mafioți aici, să știi, să știți, doamna Maria, sunt mulți. Ha, mulțumesc, mulțumesc, domnul Gheorghe, mulțumesc mult de tot, da. Sper, sper, dar fiți alături de noi, de acest partid, pentru că noi chiar ne dorim, pe bune, nu e nici, nu mergem acolo să ne îmbuibăm, nu mergem acolo, iar eu ce să mai, eu să fur, domne, asta n-ați înțeles. Da, cu trabucul, cu costumele mele, cu hainele, cu mașină, cu ce vreți voi, cu ceas, cu tot ce vreți voi. Ce să mai fac, prieten, ce să fur eu, prieten, de la voi? Eu vreau să las ceva în urma mea pentru istorie, pentru familia mea, să știe lumea și să demonstrez celor din România. Uite, vă devoalez încă un secret, am orgoliul meu foarte mare, da, sunt o persoană foarte orgolioasă și vreau să demonstrez că voi reuși aici în politică ceea ce n-am putut să reușesc acolo în România, pentru că nu m-a lăsat acel sistem ocult. Și vreau să le dau peste nas cu chestia asta. Uite, v-am spus și lucrul ăsta. Da, e hublo. E hublo Big Bang. E bine? Da, am grijă. Am grijă, Sorinel. Îți mulțumesc mult. Îți mulțumesc. Of. Problema e, nu, în jurul președintelui sunt foarte mulți oameni, eu sunt de bună credință, sunt sigur, dar ei sunt foști ONG-iști. Așa cum vă spuneam și ieri, dacă n-ai școala vieții, nu poți să lupți cu golani. Nu. Păi ce șanse să am să câștig primăria Bălți? Primăria Bălți o pot câștiga doar dacă voi candida. Știți cum e, e ca la loto din 6 din 49, dacă nu joci, n-ai cum să câștigi. Așa că aștept mâine, ultima zi. Nu vor, le-am pregătit o surpriză mare la ora 12 la Bălți direct. De unde primiți, Ion, informația exclusivă? N-aș putea să spun, dar e vorba de două structuri. Una din Moldova și una de prin altă parte. Uite, ca să îți mai dau un răspuns cât de cât satisfăcător. Putem să facem un Singapore european? Da, putem face aici. Cum să nu? Putem să facem o zonă efectiv extraordinară ca să atragem venituri, da? Să-i atragem pe rușii cu bani? De ce să se ducă în Franța să cheltuie? Putem face aici cazinouri, să le oferim această șansă, nu? Putem multe să facem, dacă ar exista voință politică, da? Rușii, ucrainienii cu bani. Exact ce vreau eu să fac, proiectul cu aeroportul de la Bălți. V-am spus aseară. Păi dacă fac acolo un proiect, am investitori care bagă 60 de milioane de euro. Păi a doua zi facem hangare pentru toate jeturile private ale șmecherilor din Ucraina și Rusia. Ei le țin prin Grecia, le țin prin Turcia. De ce să nu le țin aici la jumătate preț, taxă de aeroport? Atragem bani, creăm locuri de muncă pentru ai noștri. Asta vreau, prieteni. Da, da, cu Kalashnikov-ul la ăștia nu merge altfel. Așa este, Sorinel. Da. Că ai nevoie să confirm una, dar mai ales e că nu te lasă să faci. Da, înțeleg că nu mă lasă. Da, eu mă bat, merg în continuare. De ce? Să nu mă lupt? Pe mine nu mă cumpără, nu mă... Nu. Eu merg și sunt sincer și direct cu voi, prieteni, și mă bat. Mă bat până la capăt, până în ultimul moment. Pot să-i hărțuiesc cu justiție, cu tot. Cu justiția asta coruptă, cum e? Poate cine știe, dă Dumnezeu și dau peste vreun judecător care vrea să respecte legea, mai știți?
care sunt interesele Germaniei asupra Moldovei? Da, interesantă întrebare. Păi, hai să nu uităm că Germania are o relație foarte bună cu Rusia. Vorbim de gaz, vorbim de ce vreți dumneavoastră. Vorbim de în Consiliul de Administrație, da? Vorbim de multe lucruri care îi leagă acolo pe Vladimir Putin și pe Angela Merkel. Da? Sunt multe și o relație foarte bună. Acum depinde cum se va negocia din punctul ăsta de vedere. Dar cred că Germania își dorește și aici o influență mare în Moldova, din ce știu eu. Despre surpriza de mâine de la Băț, păi n-ar mai fi surpriză, Marius. Nu? E păcat, dar la ora 12 uitați-vă la mine pe conturile de socializare și veți vedea. Ar fi timpul să alungăm judecătorii corupți și să le dăm șansă. Da, și eu vreau asta, asta am propus. Păi de unde să aduci judecători din străinătate? Nu, adu-i pe cei de la Bălți, de la Sângerei, de la Cahul, rotește-i. Pentru că dacă tot aduci unii de aici din Chișinău, n-ai făcut nimic. Aici orașul e atât de mic, fiecare e cu mătru cu toată lumea. Și atunci există o cale iar de a face, de a persista fenomenul ăsta de corupție. Ați înțeles? Păi n-am rezolvat nimic, trebuie să-i muți. Știți cum făceau pe vremea, făceau comuniștii rotirea cadrelor, să nume. Nu erau proști ăia, până la urmă, dacă făceau asta. Pentru că nu te lăsau prea mult într-un loc. Ați înțeles că prinzi rădăcini și știi canalele de comunicare și tot. Și atunci apare și corupția. Asta e. Da, Singapore, da, Vitalia, are dreptate, Sergiu, așa este. Trebuie făcut aici cazinouri și aduci bani în Moldova. Păi noi nu avem mare, nu avem munte, măcar să atragem pe partea asta bani, nu? Să faceți doi naibii o autostradă de la nord la sud și de la est la vest. Luptăm până la capăt, cu siguranță. Da, Toni, orice să spune despre domnul Riza, nu trebuie să uitați o chestiune, are experiență politică. Cât n-au toți parlamentarii din Moldova. Îți mulțumesc mult de tot. Îți mulțumesc, Toni, pentru aprecieri. Niște români? Nu, sunt moldoveni. Vorbesc chiar rusa preponderent, să știți. Partea de media gratuit cu televiziunea, da, pentru că sunt oameni care au venit lângă mine. Da, îl depășim pe Gușe, vă zic eu, pe Cosmin îl depășim și o să-l anunț. O să-l sun după primele emisiuni să-i arăt ratingul. Da? De ce Rusia nu ne dă pace odată mai? Păi Rusia, păi aici suntem parte integrantă. Vreți, nu vreți, imperiu, fostul imperiu. N-avem ce face. Influența va fi permanent, prieteni. E greu. Structura geopolitică, granița cu NATO, sunt multe de discutat aici. Ucraina la mijloc, problemele care există între Rusia și Ucraina, vorbesc și de lucrurile astea, de politică externă. Lovitura finală lui Dragnea. Ce să-i mai dau lui Dragnea? Vreau să am cu el o discuție, o să-i rog pe cei de la, pe partenerii mei de la Realitatea, că dacă îl mai invită, să intru în direct cu el așa, ca să vedeți adevărul. Atâta vreau. Pentru că Liviu acum încearcă să se dea după cireș în stilul binecunoscut. Să spună că nu el a vrut ordonanța 13, nu el a vrut aia, hai să fie cinstiți. Au vrut și iezmenii pe lângă ei, care erau slugile lui, Ciolacu și aia, dar după aia, cine a fost factorul determinant? El. Păi, făcea partidul ceva fără Liviu Dragnea. Haideți, copii, niciodată. Nu suntem copii. Sau Iordache, făcea Florin Iordache ceva, care a lucrat la ordonanța 13. Cu toate că era în favoarea mea, în favoarea lui, în favoarea multor politicieni. Despre Soros, da. O să vorbim și despre asta. Sunt și lucruri bune care le-a făcut George Soros și poate influența pe partea politică n-a fost mereu foarte bună. A fost cu o cursă de Formula 1, prieten, când era în Ministerul Sportului în România. Da. Eu am avut o întâlnire cu Bernie Ecclestone la Bruxelles în 2002. Eu o să caut dacă mai am poza. Acolo e o poză cu mine cu Jacques Roche, fostul președinte al Comitetului Internațional Olimpic. Și o să o pun din nou, eu cred că le-am pus deja, dar cred că nu le-ați văzut în postările de acum 2-3 luni. Te salut și eu, Silviu, te salut, da, e colonie, din păcate, da. Moldova are pentru COVID niște antivirale foarte, foarte bune în cantități mari. Ce credeți, Moldova ar putea să ajute România? Aici nu știu, pentru că n-am informații direct la Ministerul Sănătății, cantitatea de antivirale și calitatea lor. Dar cu siguranță bine că sunt în cantități de ajuns pentru populația Republicii Moldova. Iar România, eu cred că își acoperă necesar. Cât te costă? Da, mă costă mult. Mă costă mult siguranța mea, familiei mele și a celor din jurul meu care sunt lângă mine. Riza, să vezi ce îi făceau astfel. Da, știu ce îi făceau urare. Și... Of, of, ce să fac cu Piedone? Piedone mi-a spus Cristi. Când a venit aici, la penthouse m-am întâlnit cu el. Acolo e poza făcută, prieten. Știi ce mi-a zis? Cristi, eu știu ce ai suferit. Pe nedrept. Mi-a spus-o direct. Întrebați-l.
Și trec și eu prin momentele astea cu sistemul care vrea să mă pună în pușcărie pentru aia cu colectiv. Că acum între noi fie vorba, prieteni, un primar semnează autorizație. Ce fac niște nebuni sau inspectorii lui de teren subordonați că n-au ținut legătura, n-au verificat, n-au controlat? Asta e, știți cum e, se zice, de-aia se și zice, semnez ca primar. El a semnat, dar nu era el cel care trebuie să meargă pe teren să vadă. Pentru că atunci când au dat autorizația pentru acel club colectiv, era în regulă. De unde să știe că după aia se ajunge, ei au permis la un număr atât de mare de persoane încât la evacuarea s-a blocat. Sorin Ovidiu Vântu. Da, eu am preluat acele creanțe care le avea Sorin Ovidiu Vântu în urma hoțiilor pe care i le-a făcut Plahotniuc. Dar o să vă povestesc mai mult. Da, acum Sorin Ovidiu Vântu nu e într-o situație mai bună, vă spun eu. Ce e puf? Am dreptate, nu? Mulțumesc mult, Tudor, mulțumesc frumos pentru încrederea acordată. Asociația Conrad Adenauer, da, vorbim de multe acolo, multe implicații, dar e pe zona externă. O să vă povestesc multe și de MRU, care stă pe la Viena și e plătit bine, și de Fundația Gojdu, putem vorbi. Dar nu știți ce, nu întreabă nimeni, domne, de Edelweiss. Domne, golanul ăsta de Plahotniuc îi punea pe toți care vreau funcții la stat. Bune, îi punea să dea donații, domne. Cine vrea afaceri, donează acolo. N-am auzit o instituție a statului să spună, hai să verificăm și noi conturile la Edelweiss. Ați auzit? Eu n-am auzit vreun procuror să zică, domne, Edelweiss, câți bani s-au dus acolo, vă dați seama? Le era ordin, mamă, era ordin de zi pe unitate. Toți erau disperați care se iasă în față să pună acolo banii. Ați înțeles, se arată pe oamă ce bani v-am dat, m-a dat în judecată, nu mi-a dat în judecată, nu, vorbește și ea în pungă, n-am nimic cu ea, dar o să iau în campanie să cânte la bolți dacă vreau, dar vă fac o dezvăluire de ea, dar față în față, să-i spune să se uite, că sare în aer showbiz-ul din Moldova, da, ce zici, Olia, tu știi la ce mă refer, vrei să dăm din casă, o să aflați, dar nu vreau acum că se mai uită multe doamne și nu, n-are sens. După aia o să zică, uite, domne, ce a făcut omul. Așa vorbește el de puncte, hai să nu mai, da? De anumite relații, ca să zicem așa. Prieten, piedone, da, a suferit și el. Mulțumesc mult, mulțumesc, Octavian, îți mulțumesc că vrei să vii în Moldova să mă ajuți. Cu mare drag, oricând, vă aștept pe toți. Să ne numim moldoveni. Păi nu știu ce ne împiedică. Până la urmă, Moldova, știți, a fost, dacă o luăm în istorie și analizăm bine cărțile de istorie, Moldova a fost înaintea României ca stat, ca neam, ca popor. Moldova, să știți. Bun, că suntem toți același neam, că suntem toți ca frați, ok. Mulți moldoveni, știți, care îmi spun mie, ăștia, trolii ăștia și ai golanilor, dumne, mă înjură că le dezvălui de ei, vă dați seama, sunt nu, Raed Arafat nu conduce serie, mai gafează și Gușă, nu chiar, că e bisexual, da, are dreptate aici Gușă, da, așa este, Raed Arafat, ai de mult, se știe. Olia e fericită, da, o să-i spun adevărul în față și o pun, o provoc să vină în fața cu mine, pe cuvântul meu, intrăm în direct în fața voastră și să vedeți cine spune adevărul, dar eu nu cred că va avea curaj. Eu să vă arăt niște mesaje care mi le-a dat pe WhatsApp. Le-am făcut capturi de ecran, da, prin screen. După aia l-a șters. O să fie surpriză mare, prieten. Da, nu mi-e dor de România, Mircea. Sincer, i-am spus și lui Rareș. Sincer îți spun. Salutări de la Edebil. Mulțumesc mult de tot, Iurie. Mulțumesc, din orășel de acolo. De aur, ce să zic de aur? Ei au o anumită zonă, o anumită ideologie, merg cu anumit, nu știu, eșantion de populație. E problema lor, nu vreau acum să intru în discuții. Dându-l cunoașteți pe domnul Dachi, păi de unde să-l cunosc? De aici, de la Chișinău, am avut plăcerea, onoarea de a-l cunoaște și Dumnezeu l-a scos în cale, vă spun. Pentru că omul ăsta, de aia s-a și legat această relație extraordinară între noi. Pentru că omul ăsta n-a stat aici, domnule, în Moldova. El n-a fost captiv, domnule, schemele astea de aici. Cu Dodoni, cu Plahotniuc, cu procurori, ați înțeles? Omul ăsta a trăit în afara Moldovei, a venit să întoarcă ceva Republicii Moldova. Pur și simplu. Asta a fost norocul meu. De-aia ne înțelegem și există această compatibilitate între noi. Și vorbim aceeași limbă.
Da, ghetto-daș, corect, corect. Ce știi de oamenii lui Plahoniu care luau business-uri cu forța? Da, Dumitru, păi ce să știu, am început să spun, de Damir, îi băga pe-n pușcărie, le cerea 250.000 de euro să-i bage la arest la domiciliu. Tot el îi băga și după aia le lua banii pe partea aia. Acum a ajuns și el acolo și l-a îndevoalat. Da, după, dacă bunicii a fost capră, bineînțeles, cine e capra lui Arafat? E, aici nu știu. Eu știu că avea un prieten la Cluj, ăla care făcea cu ambulanțele, știți că el are un dosar la deneații, nu bine, care cred că acum s-a prescris. Cu achiziția de ambulanțe la Cluj. Mamă, mamă, a luat vreo 140, nu știu cât a luat de ambulanțe atunci. Din ce venituri trăiești și să finanțezi partidul? Măi, prieten, dar domnul Dachi finanțează partidul. Mai fac și eu lucrurile astea, normal. Din ce venituri? Din veniturile de pe criptobursă, de pe criptomoneda. Ați înțeles, domnul, de că am mai spus-o de 100 de ori. Ba, a, de nevoie de gardă de corp, da, George? Oricum, am niște băieți, e ok, dar... Oricând e un loc și pentru tine, să știi. Da, îți mulțumesc, Mircea. Cristi, tu erai bun acum în România la situația politică de acum, sincer îți zic. Îți mulțumesc, dar eu cred că aș putea face mult mai mult aici în Moldova, sincer. Fără lipsă de modestie, îți spun, pentru că n-a fost până acum nimeni aici cu sânge în instalație care într-adevăr să facă o revoluție. Și vreau să începem de la Bălți, dacă o să am ocazia asta. Pentru că mâine la 12 vă anunț surpriza, indiferent dacă ei îmi blochează candidatura, Riza merge mai departe. Și începem revoluția în Moldova de la mulți prieteni. Asta vreau să vă spun. Da, țărănoi cu bani, așa este. Iacob, Octavian, da, Octavian din brigada lui Plahoniu, așa este. Dacă îi vezi cum se îmbracă, dacă îi vezi, nu știu, să pună, nu știu cu ce cuțit se taie peștele. Ați înțeles? Nu știu ce să, cum să stă la masă, cum... Ce să-ți mai spun? Cum vorbesc? Ce gesturi au? Ce atitudine? Au mai. Asta mă doare cel mai tare, când îi văd pe băieții ăștia aici, din Moldova, vorbesc cu ei, sunt băieți deștepți, tineri. Dom'le, incredibil, cum v-ați lăsat conduși de o gașcă de needucați, de nesimțiți, de aroganți, de... V-am zis eu, măcar să vină unul cu ștaif, unul cu prestanță, unul cu școală, să știe să vorbească. Plahoniu nu știa să lege două vorbe și punea un prompter cât zilele. Vorbea îngăimat două vorbe, se citea acolo, era disperat. Păi a venit un prieten de la București să-l învețe să vorbească, asta vreo câteva luni pe aici, Adrian Tis, da? Care l-am avut eu șef de campanie când vreau să candidez la sectorul 5. E tipul care l-a dus pe Gorbacev la București, a dus pe FC Barcelona. E foarte bine băgat în zona asta, pe zona externă, să știți, are niște conexiuni extraordinare. Și îl salut dacă se uită acum. Iar el a venit aici să-l învețe pe ăla să silabisesc. Tu ne Plahoniu ăsta nici să vorbească în public, n-ați văzut că nu știe să vorbesc? Ce dracu, domne, un proxenet de pe marginea drumului de la Nisporene a ajuns să vă conduc. Cu mână de fier a luat procurorii, judecătorii, SIS-ul, tot. Galben la TV, da? Păi nu v-am zis eu asta, prieteni? Că el de-aia a chemat-o pe Mariana Rață, că își pregătește talk show acolo. Pe mine n-a avut curea să mă cheme, ați văzut? Mircea, îți mulțumesc pentru mesaj, Mircea. Ce sfaturi pot da tinerilor din Moldova și celor care au plecat din Moldova, în general? Prieteni, veniți alături de partidul politic noi, veniți alături de mine, facem organizații în diasporă, dacă sunteți în diasporă, sunați-mă, m-au sunat din Londra, le-am spus, vreau să vă ocupați voi, din Israel, din Statele Unite, veniți lângă mine și lângă Vladimir Dachi, facem revoluție și veniți înapoi aici în țară, pentru că aici e locul vostru. Nu să umblați prin diasporă și să vă țineți cu greu familiile lăsate aici. Nu, n-am vorbit în viața mea cu Satie. A venit la un eveniment și când m-a văzut a plecat. E hilar, nu? Am stat, aveam masa lângă el. Dom'le, s-a ridicat, a rămas, era cu ăsta, cu finul lui Damir. Vă dați seama? După ce le-am devolat eu combinația că vor ăștia să dea cebotarii 200.000 de euro lui Pavluc să le libereze pe Damir. Dom'le, s-a ridicat, a stat 15 minute, s-a zis la organizator, a întrebat dacă poate să mă mute pe mine sau pe el, nu știu, și a plecat, dom'le. Că vreau să-l întreb. Eram pe malul unui lac, unde se ținea evenimentul și vreau să-l întreb. Bă, ai spus la Gonța, la coruptul ăla, unde vă duceați toți că plăteați bani la jurnalistul ăla, că mă arunci tu peste prut după ce ajungi tu în Parlament. Și era un lac și am vrut să-l întreb. Bă, dă-mi rog că ăsta nu e prut. Asta vreau să-i zic. Ca să mă arunci tu pe mine. Zicea că am 22 de kg, că mă aruncă el imediat. Bine, mă, toți care ziceau că mă aruncă au fugit ei acum din Moldova. Cafcaliu, că ăla, Plahoniu, toți sunt pe fugă. Că l-aruncă ei pe penalul Rizea. Toți aveau o problemă cu mine, ați înțeles? Asociatul lui Ana Maria Prodan, Aditis, da. Acum îl nășește părăghe. Da, e un băiat ok, să știți. Nu. Până la urmă, e un prieten vechi și el. Ca și ceilalți pe care i-ați văzut în poze.
Cristi, mult respect pentru ce faci. Deștepți prostimea. Da, Sorinel, nu? Ce brand de whisky? Păi nu prea bea whisky. Aici, în Moldova, să știi, eu nu sunt cu alcool. Vă spun sincer, nu mă spun așa să arăt eu că sunt sfânt. Nu, prieten, da, cine mă cunoaște știe. Rar de tot eu beau. Dar aici am, uite, am... Au un coniac foarte bun pentru export și văd că e foarte apreciat afară. Și am gustat și eu, trebuie să recunosc, din când în când, foarte puțin, că la un trabuc merge asta. Whisky n-am mai băut de mult. Da, cu trabucul în mână. Măi, Oleg, mă, păi mai bine mă cu trabucul decât cu milioanele ascunse și într-un costum de la ponosit și vine să vă fraierească, mă, că ele sărac lipi pământul. Mai bine mă unul ca mine, care arată exact ce să fur eu, mă, de la voi. N-ați auzit că și cu Ferrari, și cu Monaco, și cu... Am văzut de toate, mă, și în Saint Bart, în Caraibe, și la Miami. Și unde vreți voi, mă, prieten? Pentru mine nu mai e nicio tentație, nu mai e ceva ce n-am văzut din viața asta așa de high life. Am trecut prin ea, o cunosc, am... Stați liniștiți, prieten, ce să fur eu, prieten? Eu vin să fur? Nu, prieten, eu vreau să fac acum, să las ceva în urma mea. Pentru istorie, am eu ambiția asta și orgoliu meu față de România. Pentru că vreau să demonstrez unora de acolo că au făcut o greșeală mare când mi-au fabricat dosarul. Asta vreau să fac. Da, Tudor, vrem o țară normală fără. În Moldova, cetățeanul are doar obligații față de stat, dar statul, da, nu vrea să respectă drepturile. Așa este. Eu mă confrunt cu asta zi de zi și îmi dau seama dacă unul ca mine, vă dați seama ce pățește un cetățean simplu. Mă gândeam mereu și spuneam, dom'le, eu de bine de rău mai spun public, sunt, vedeți voi, ies la televiziune, discut. E incredibil. E incredibil. Eu vă întreb ceva, prieteni. Cum au procurorii ăștia? Uite, hai să facem un exercițiu. Un exercițiu nu de imaginație, un exercițiu pe bune. O luăm așa în Chișinău, prin centru, pe Ștefan cel Mare. Luăm toate clădirile astea somtoase de sticlă, făcute de birouri, blocuri, noi, mamă, ultima fiță, cele mai scumpe. Dacă veți căuta cine e în acte proprietarul acelor imobile somtoase, veți găsi minim un procuror. Dom'le, minim. Bă, fraților, de unde? De unde? Păi Maia Sandu, ia-le capul la ăștia. A doua zi ținuți acolo. Ce-ar face Riza? I-ar băga pe toți în pușcărie, pe preventiv, așa cum fac golanii. Așa au făcut ei. V-au luat firmele, v-au luat, cum supăra unul, nu dădea taxa de protecție, placonii trimitea, ia vezi, mă, ăla ne dă bani, ăla ne dă bani, ăia săraci avea și eu afacere de bine, de rău, cum era și ăla. În dispița l-au ținut și pe ăla vreo 3-4 luni în pușcărie. Noroc a plecat placonii, că îi luau și lui lanțul de restaurante. Așa făceau. Eu i-aș băga pe toți un an pe preventiv. Ești vinovat, ești nevinovat, legea aici în Moldova, stai un an pe preventiv. Eu, la mine n-am putut, că eu eram pe extradare și pe extradare nu poți să te adică maxim 6 luni. Și stai un an acolo și într-un an, știți cum vorbesc băieții ăștia unul de altul? Mamă, mamă, ai rezolvat toată problema, a rezolvat-o doamna Maia Sandu. Dar trebuie să aibă pe unul sânge în instalații la Ministerul de Interne, asta e tot. Aia, mulțumesc. Nu manipulez pe nimeni, chiar dacă mă apreciez și spun că fac cam eleganță și bun gust. Îți mulțumesc. Dar nu, prieteni, nu. Legalizarea marihuanei, nu. Eu zic că Moldova are multă de făcut la legalizarea marihuanei. Noi nu avem parcări, noi nu avem copii să beneficieze de Wi-Fi peste tot, pe tot teritoriul Republicii Moldova. În stațiile de autobuz, prieteni, ar trebui să avem Wi-Fi. Primarul ăsta e zero. Păi eu făcusem un proiect, dacă ajungea primar, cu cei de la Telecom, recunosc, sunt trei mari companii în România de telefonie, știți? Ăstea cu Vodafone, Orange și Telecom. Eu făcusem cu cei de acolo, dar știți cum am făcut înțelegerea asta? Am făcut-o în Saint Bart, în Caraibe, că l-a dus puiul Popoviciu pe Nicolae Becker. Era atunci. Acum ai plecat pe undeva, pe în Africa, într-o țară. Nu, nu mi se pare că este undeva în Asia. Da, în Asia Mică, într-o țară. Răspunde acolo de compania Orange, cum se numește acolo, brandul local. Și făcusem înțelegerea asta, dar n-am cunoscut, într-adevăr, într-o vacanță exotică, șampanii, Nikki Beach, asta e. Așa se fac relațiile, dar am relații mari la nivel internațional, prieteni. O să vedeți, o să vă pun și pozele aici, că eu cred că nu oricine din Republica Moldova stă cu Albert de Monaco la masă. Când vine Albert de Monaco, când a venit în vizită prima oară, în 2009, intrați pe internet, l-a invitat de Traian Băsescu, s-a întâlnit cu Mircea Geoană. Primul pe care l-a sunat Mircea Geoană când l-a primit în Salonul Alb, la Palatul Parlamentului, pe Albert de Monaco, am fost eu, prieten. Eu eram plecat din țară și am venit special. Și când m-a văzut pe mine, toate televiziunile au făcut acel instantaneu, că am stat vreo 5 minute de vorbă cu el. Și toată lumea m-a întrebat ce am vorbit. Când m-a revăzut, normal, am cunoscut foarte bine prin Ilie Năstase. Trebuie să recunosc, Nadia Comaneci, prieten foarte bun cu Albert de Monaco. Da, ei. Ei mi-au făcut intrarea și am rămas în relații bune cu cele două legende ale sportului, cum am rămas și cu Gică Hagi.
cu care am fost la New York, când am însoțit pe președintele Ion Iliescu în 2002. Da. Sunt niște valori, cred eu, la nivel mondial, toți trei. Ce cred că nu se merită, că nu așa, ce credeți despre Statele Unite ale Europei? E un proiect al Uniunii Europene, într-adevăr, ca o replică în sfârșit. E, acolo discutăm de lucruri prea, cum să spun, prea adânci așa în politica externă. E un deep state mai de un alt nivel. E mult de spus acolo, nu e simplu într-o frază să știi, Boris. Cum de făcut bani din criptomonede? Păi n-am ce să vă învăț, prieteni. Știți cum e? Nu e vorba de donații. Noi partidul nu vrem. Suntem singurul partid de aici din Moldova care nu cerem donații de la nimeni. Vă spune Elisea. Asta ca să ne înțelegem clar. Că am primit mesaje că vor să ajute. Că nu, prieteni, nu primim niciun ban. Nu dorim niciun ban. Dorim doar să fiți voi cu prezența lângă noi și cu dorința de a face ceva pentru Moldova. Liderul PUN, Octavian Țicu, a fost demis. Foarte bine. Din funcția de președinte al filialei, bravo, Republicii PMP, am înțeles, el care promuseze pe Traian Băsescu prim-ministru. Bravo, mulțumesc, n-am știut asta. Președintele, care e politicianul, da, Cristi Diaconescu, vă povestesc Cristi Diaconescu, l-am dus eu la, l-am luat de acasă să-l duc la întâlnirea cu Adrian Năstase tet-a-tet, când trebuia să candideze la șefia PSD în 2010, când a ieșit Ponta, păi vă dă penalul Riza Dezvoliri, că am fost acolo între ei. Eu am fost negociator, intermediar. Și Ponta a candidat, Năstase vrea să candideze. Și după aia Năstase s-a retras și a rămas Ponta. Știți bine că așa a zis Băsescu și serviciile. Și Maior l-a pus pe Ponta. Iar Diaconescu vrea și s-a retras în turul 2. Știți de ce? Că au apărut pozele cu amanta în timpul congresului. Da, cu fata aia de la, cum o cheam, Cristina Șinca, de la România TV. Da. Au apărut pozele. Și știu și cine le-a dat? George Maior le-a dat, ca să știți. Le-a dat la Floriana Jucan. Și au apropiat a serviciilor. Cu care am avut o cunosc bine, de tu și o legătură în 2000, am mai fost pe punctul să candidez ca primar, dacă nu știți. Vă povestesc că în 99-2000 am fost în APR, prieteni. Acolo mi-am început cariera politică. Și trebuia să candidez la primăria sectorul 1 și eram cotat cu 17%, eram cel mai tânăr candidat. Cred că mai am vreun ziar postrat așa din istorie de atunci, din anul 2000, la alegerile locale, da? Și Florian Jucan era șefa mea de campanie. Da, făcusem acolo o discotecă pentru tineri. Era frumos, vă povestesc într-o emisiune, să știți. Stăm mult de vorbă când deschid televiziunea. De parcă Albert, da, e om simplu. Albert de Monaco o să rămâne surprins. E un om atât de modest, prieten, vă jur. Cred că este singurul om de sânge, de viță nobilă, da, de sânge albastru, atât de modest. Cioloș, da, omul serviciilor franceze, Mirce. Bineînțeles, dar am spus-o de când era comisar european pe agricultură la Bruxelles. Ce vorbim? Când a apărat interesele fermierilor francezi și toate subvențiile pentru ei. Ha! Un film și o carte care v-au impresionat în afară de Nașu, nu? De Nașu. Ca și... Măi, o carte care mai a fost foarte multe. O să mă decid care și vă spun din Lev Tolstoi, că l-am citit mult în pușcărie pe Lev Tolstoi. Dar impresionant, să știți. Eu nu îl citisem pe Lev Tolstoi, vă mărturisesc, până să ajung la penitenciarul 13. Dar m-a impresionat. Moldova și România nu mai sunt de mult țări suverane. Ce colonii? Da, asta așa e, Sorina. Ion, de Dan Șov acum, fostul meu prieten. Da, dom'le, când ajunge lumea în funcții, e incredibil. Se schimbă oamenii radicali. Dom'le, pe omul ăsta, știți cum făcea, vă jur? Avea cabinet de avocatură deschis în 96, el cu Daniel Ștefănică. Știți ce zicea? Dom'le, Rizea, idolul meu, vă jur. Așa îmi spunea Dan Șov. Am învățat și cum să iasă, și cum să se îmbrace, și cum să... Da, un prieten, eu l-am considerat mereu un prieten. El, nu știu, în ultima perioadă, nu știu, a devenit așa de când a stat prea aproape de Ponta. A luat-o puțin altfel, pe cărării greșite. Da, corect aici, Victor, termenul de golan e un termen prea decent pentru nenorociții ăștia, pentru jigodiile astea, așa este. Că despre Europa de Est nu are rost să mai vorbim. Da, Sorinel, corect. Ce părere aveți de Diana Șuș? Dom'le, nu o cunosc. Văd că se implică. Bravo ei. Până la urmă își face imagine ca politician. Vrea să candideze. Mă bucur că are curaj. Să știți că eu apreciez orice politician curajos. Pentru că foarte greu îi găsești astăzi. În România, în Moldova, peste tot. Uite, cum a făcut Rareș cu poza? Că revenim la Rareș. Dom'le, l-apreciez. Că unii l-au atacat ca să nu ajungă acum vicepremier în nou guvern condus de Nicolae Ciucă. Asta e, au folosit de un lucru, de o prietenie pe care o aveam. Ce să fac acum? Să treacă pe lângă mine fără să se uite, fără să vorbim, fără să ne amintim de clipele frumoase. Am fost vecini, prieteni. Am stat, se vedea de la balconul lui la balconul meu, la terasa mea. Ce facem? Copiii au fost la aceeași grădință, băieții noștri. Ce să facem acum? Ne facem că ne cunoaște? E penibil, da, în sfârșit.
să folosesc tot felul de tertipuri de astea ca să discreditez un om. Da, prieten, da, da, Iurie, trebuie exact sabia lui Ștefan și, și securea lui Vlad Țepeș, să le luăm capul la golani, așa este. Nu mai așa se va, la procurori, ăștia sunt capii mafiei, prieten. Capii mafiei adjuncților, locotenenții sunt ăia de la INI și de la poliție, dar procurorii sunt șefii. Ai, de capul vostru. Cum îi faceți? Noroc, noroc, Teodor, îți mulțumesc mult. Și vă salut pe toți care ați intrat, prieteni, în ultimele minute, da? Pe toți cei din România, din Moldova, din Bălți, dobre veceri, Druzia, ca să fim pe aceeași linie, da? Și o să învăț rusa cât mai mult, dacă voi avea ocazia să stau la Bălți. Țineți asta bine, da, cu un... N-am înțeles, n-as adevărat, dar... Na, cu naș adevărat, da, 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 da. Corect, corect, Sorinel. Ce părere ai de Alexei Navalny? Ce să am? E un activist important acolo, Rusia. Acum nu știu ce resorturi sunt în spatele lui. N-aș vrea să intru în multe detalii, dar apreciez sacrificiul pe care l-a făcut, sincer. Și văd că se luptă. Nu știu acum care mai e situația. Am văzut că au fost probleme. Cred că mai bine, nu știu, și familia, și soția. Chiar nu știu acum situația la momentul actual. Și n-aș vrea să greșesc. Excludeți faptul că va trebui să folosiți anumite metode ilegale pentru a lupta cu aia. Nu vreau, prieten, să... Eu, singura mea metodă, știți care? Direct. Lupta directă, prieten. Nu mă ascund. Eu nu mă duc să fac combinații în spate. Ce să fac? Să le fac dosare? Ce să fac? Nu, nu, prieten. Eu, forță astăzi voi. Pentru că eu fără voi n-am nicio forță. Dacă voi veți înțelege că e momentul de o reală schimbare în Moldova, prieten, toți din diaspora, toți care sunteți aici, toți care îmi scrieți, care mă urmăriți zi de zi, atunci vom face minuni împreună. Asta e forța noastră. Pe Peter Imre, da, îl cunosc, vorbim de Peter Imre, multă, de când era la Philip Morris, șef în România, Philip Morris în România, da, de acum 20 de ani. Un om al serviciilor și el. Da, și el, Meleșcanu, știți bine, Meleșcanu e socrul lui acum. Cu sfaturi vestimentare, da, să fac o emisiune, Tony, da. Așa e, a, degeaba au furat banii, că nu știu nici să-și pună tot cu ciorap alb, merg și cu sandale, va, ăștia pe aici. Așa e, politicienii mă refer la ei, da. Ia, și amantele, ce să mai, da. Ce zodie sunt, berbec, Dumitru? Sunt berbec, sunt al dracu, merg, nu mă las până nu ajung unde vreau. Și mi-asum risc. Nu fumez ca un pompier, mai fac și eu, îmi țin un trabuc așa de seară și mai fumez vreo două în timpul zilei. N-au, ca un pompier nu, dar să știi că mi-am făcut controlul la plămâni, e tot ok încă, încă mai, o mai duc. A, cu Olia Tirea, da, cu siguranță facem un concert în campanie. Dar cred că va vrea să facă un concert. Doar să nu spun eu altceva. Facem pariul ăsta, prieteni? Facem o emisiune și dacă o întrebați, ce zice, lași Părizea să spună ceva sau faci un concert? Dar la după Dan Bidman cu siguranță și poate cine știe, vă fac o surpriză că ați văzut m-a dat și Antena 3 în România. Uitați-vă acolo, am pus, e postarea de la un private party la Monaco din 2015 cu Lady Gaga. Un prieten de-al meu a invitat-o, o cunosc foarte bine. Am avut ocazia să o cunosc și pe ea și pe Enrique Iglesias, cu care am rămas în relație și chiar credeți-mă că dacă penalul Riza le dă un mesaj, îi răspund la telefon. Și facem proba asta ca să vedeți. Ar fi frumos, nu? Să vină Lady Gaga la Bălți. Ce ziceți? Cum ar fi? Dar pe Flavio Briatore vi l-aduc sigur. Prietenul meu, da. De la Monaco, care știți cine e? Fostul boss din Formula 1. Am spus de Călin Georgescu, am o părere bună. Ce să zic, face parte din clubul de la Roma, e la un anumit nivel, e și el într-o anumită ocultă europeană și e un om susținut. Dar e un om deștept, într-adevăr, n-am ce să reproșez. Vă place boxul? Îmi place. Am făcut box când eram mic, să știi, înainte să mă apuc de polo. Și am mers cu Daniel Dumitrescu, dacă vă aduceți aminte. A ieșit vicecampion olimpic la Seul. Când au fost jocurile olimpice la Seul, nu mai știu exact. Da, Daniel Dumitrescu, am început la clubul Spartak, era pe lângă timpul noi pe acolo, ala s-a dărmat. Și da, știu ce înseamnă boxul. Stăteam acolo să slăbim sub în training-uri de fâși, vă dați seama, pe vremea lui Ceaușescu, cu bandaje, rând la mână aici, mamă, ce era. Și ca să slăbești la categorie, te puneau în training de fâși și cu saltelele, te puneau pe saltelele alea, știți? Și îți puneau saltele peste, stăteai o jumătate de oră și slăbeai vreo două ochi. Da.
Consecințele aderării României la Uniunea Europeană trebuie Moldova să îndrepte aceiași prieteni, v-am spus. Haideți să fim pragmatici direct. Eu nu vă mint. Nu vreau să vă mint. Vreți să vă vorbesc frumos ca un politician? Să vă mint? Nu. Niciodată Moldova nu va ajunge în Uniunea Europeană până rezolvă Transnistria. Atenție mare! Luați manualul de la Bruxelles, întrebați oamenii în care aveți încredere de acolo și o să vă spună ceea ce eu vă zic. Ulei sumasă, cred că, da, îi place mult sumasă, asta cu siguranță. Uite, v-am devalat o mică parte din secretele pe care o să vi le spun într-o emisiune, dacă nu vine la concert. Teritoriul ocupat de Rusia. Vezi, aici e vorba de istorie. Și n-aș vrea să intru acum în detaliile astea, pentru că trebuie să vorbim mult cu Crimea. De a cui parte erați? De partea lui Plahotniuc sau de, nu, de partea poporului, prieteni? Știu că nu credeți. Dar nu. Dacă vrei să, dacă vrei să fii slugă, da, trebuie să fii de partea lui Plahotniuc. Dar Riza nu acceptă. Din motivul ăsta mi s-a fabricat dosar. Că dacă eram sluga docilă lui Dragnea și al lui Coldea, astăzi nu mă vedeți aici, nu ne cunoșteam. Riza era politician în România, auzeați la știri de mine că eram un deputat acolo sau cine știe, ajungeam prin guvern. Și asta era. Ca să știți. Da? Dar Riza nu acceptă. E berbeca zodie, e cu orgoliu mare și cu ambiții. Recunosc. Și de multe ori poate am pierdut pe treaba asta. Pe sinceritate, că am fost sincer, că așa sunt berbeci. Nu e sinceritatea, unor deranjează și nu e diplomatic să fii sincer, pentru că alții folosesc asta și ți-o trag cu ghilimele de rigoare. Pe Dodon cine? Zinaida Greceanu, cum e omul care dialoguează acolo din partea Partidului Socialist. Dar curând eu sper că Vladimir Dachi va... Hai să vă devolez. Noi avem deja un omolog, dacă vreți, ca partid politic în Rusia. E vorba de oameni noi. Partidul care a intrat pentru prima oară în Parlamentul, la alegerile parlamentare. Acum a trecut de prag, a luat 7% aproape, 5,80%, a intrat în Parlament, da, în Duma de Stat a Rusiei. Oameni noi sunt partidul omolog de acolo, cu care noi avem o relație strânsă și sper că asta să aducă beneficii Republicii Moldova curând. Coldplay la Bălți, da. Măcar Enrique și Lady Gaga, măcar asta, da, vă asigur eu că dacă... Cel puțin dacă ajung primar, asta veți avea la a doua zi. Fac tot posibilul pentru asta. Da, Oleg, despre ce au bălțenii despre depunerea dumneavoastră la candidatura de primar? Să știți că au fost și contra, dar au fost și destui prost. Mulțumesc, Oleg, îți mulțumesc mult de tot. Că părerea bălțenilor contează pentru mine și mă bucur că au fost mulți și pro-Riza. Bună seara, bună seara, Ecaterina, bună seara tuturor prieteni care ați intrat acum. Vă salut și vă mulțumesc pentru faptul că sunteți alături de mine. Ce părere aveți de execuția? Ce să zic? Un popor care își ucide liderul în ziua de Crăciun. N-am o părere bună, Ecaterina. E indiferent. E indiferent. Acum săgeata este Victor Ciutacu. A lui Sebi Ghiță și a unora din servicii. Și a banilor. Săgeata banilor. Victor Ciutacu e un șpăgar, șpăgar de la pe față. Eu i-am spus când a primit bani în fața mea la Monaco, la terasă, să stea cu toții acolo. Și îi dădeau bani de cumpărături și de alea. Păi eu le-am spus direct, nu eram la aceeași masă. Acum se face că a uitat sau nu știe. Haideți, Dumnezeu. De unde procurați trabucurile? Păi de aici aveți Casa del Tabaco aici în Chișinău și le comand, mi le aduc niște prieteni din România. Recunosc pe alea mai bun. Un concert de educație pentru oameni din Republica Moldova. Facem, Dumitru, facem și asta, pentru că avem mulți tineri talentați în Moldova. Ai văzut, eu am pus pe filmări tinerii care cântă aici, în Parcul Central, tineri care cântă și le dă lumea bani și le dau și eu de câte ori pot și trec pe acolo în Valea Morilor. Sunt atâția tineri talentați care cred că ar trebui sprijiniți. Iar primarul ăsta, nenorocit, nu face nimic pentru asta. Cred că Direcția de Cultură a Primăriei ar trebui să-i susțină pe acești tineri. Spune ce ai de spus, că bine de vale și așteptăm cât mai multe. Îți mulțumesc, Sergiu, ce bani. Aveți o echipă bună pentru Bălți deja, dacă veți câștiga? Eu zic că vom face echipă cu oamenii care sunt de bună credință. Dar vom rade tot ce e în primărie. Primăria e nenorocită și coruptă. Ați văzut cum au răspuns azi la telefon. Vă dați seama, 5 minute, au trecut 40 de minute, 35 de minute. I-am sunat, da, vă sunăm noi. N-a mai sunat nimeni. Ăsta e mod de a lucra cu cetățenii. E mie. Da, păi unui om simplu. Vine de la sat să ia o adeverință. Vai de capul lui, face drumul, plătește benzină, motorină, se întoarce degeaba. Of, Doamne, cetatea lui Ștefan în Soroca. Nu am ajuns, Victor, dar uite, mergem cu prima ocazie. Fără limba rusă nu aveți nici o șansă la Bălți. E, știi ceva, Cristian? Încercăm. Încercarea moartă n-are. Felicitații pe Dorin Băga. Păi da, eu nu v-am zis, mă, prieten de galben că se duce la TV. Dar când v-am zis, luați postarea mea, firar să fie de acum două săptămâni. Când a fost interviul cu Mariana Arață? A doua zi.
Am spus motivul pentru care a făcut asta și nu m-a chemat pe mine, chiar dacă mulți dintre voi îi dădeați. Cheamă-l Părizea, cheamă-l Părizea. Și era normal să am un drept la replică. Nu mi-a dat nimeni niciun drept la replică. Nici rață, nici galben. Da? Mai mult de doi galbeni nu face. Băiatul ăsta. Vrea el să pară că n-are curaj nici când negru sub unghie. I-am spus, vină cu mine, hai să facem o dezbatere, unde vrei tu, marele jurnalist. Hai să vedem, să vă arate Riza cum șterge pe jos cu ei. În studio, live, în fața voastră, prieteni. Și voi să decideți, să votați. Ion Antonescu, aș fi puțin rezervat aici, că a făcut unele lucruri bune, într-adevăr, unii îl consideră criminal. Părerile sunt împărțite. Credeți că e mai tare Coldea? Da, Coldea e mai tare, Marius. Dar știi de ce e mai tare? Pentru că a ținut acel sistem în mână și are niște dosare. Iar dosarele alea, importante pe care le deține, înseamnă șantaj. Înseamnă puterea asupra oamenilor despre care el știe multe. Domnul Rizea și Aneli, e greu să vă accept în calitate de primar, nu cunoașteți limba rusă. Știu, dar învăț, Nelly, învăț. Uite, o să-mi pun un profesor din prima zi de campanie în limba rusă. Acolo unde să stau la bălți, o să am un profesor care fac o oră pe zi. Uite, vă promit, asta solemn. L-ai cunoscut pe Alexandru Careli? Nu l-am cunoscut, Vitalie, nu. Domnul Rizea, nu cumva face show cu țigara când poporul aia e vedeți, prieteni? Astea sunt de alea populiste. Ce-ați vrea? Să stau într-un costum ponosit, să mă duc pe marginea străzii să fac acolo un live dintr-o garsonieră? Bă, fraților, ăsta sunt cu bune și rele, le-am avut înainte. Eu am trăit de acum 20 de ani la Monaco, prieteni, nu de ieri. Eu știu ce înseamnă să stai cu oameni grei la masă, să vorbești cu ei, să politețuri, să la nivel politic, relații internaționale. Păi m-a invitat pe mine primarul din Paris vreodată, doamna Anne Hidalgo. Bună seara, Andon, bună seara. Sau m-a invitat primarul Ierusalimului, prieteni. Sau m-a invitat doamna primar de la Betlehem. Păi vă arăt pozele, că am fost la ea în vizită, chiar după vizita celebră a sanctității sale, papa de la Vatican. Da, și m-a primit și o să vedeți ce am vorbit cu ea la masă. E pe YouTube, de fapt. Dacă veți căuta Rizea, primar Betlehem, o să mă vedeți acolo. Și vedeți poza lui Obama, care o a vizitat-o pe doamna primar de acolo. Și am multe relații la nivel internațional. Cum credeți că le-am făcut? Prin faptul că am știut să vorbesc, am fost acceptat în anumite cercuri. Cum? Am văzut Cristi, am văzut, da, Mircea, care ai slăbit ce regim. Nu, Mircea, fac sport, dar trebuie să te abții, pentru că de la mâncare, vezi tu, trebuie să ai un regim disociat. Eu pe asta merg. Să nu combini. Regimul disociat. Că știu că sunt mulți care dau tot felul de, din ăștia, cu alimentele, cu alea, cu alea, hai să nu mănânci, mănânci numai zile carne, numai asta, numai asta. Nu, fă un regim disociat și cât de cât numărăți caloriile pe zi. Asta e cel mai important. Să nu depășești niciodată câte. Vreo 1200 de calorii pe zi. E important, dacă poți. Steaua București sau Dinamo? Acum nu mai țin cu niciuna, sincer. Eu am fost dinamovist de mic. Am fost în galerie acolo, umblam cu steagul pe scara autobuzului 331 din Berceni, Gheorghe. Ce să zic? Știi cum e. Prima dragoste nu se uită, cum spuneam mai devreme. Să vede că ai trecut pe la Brăila, ai papagal și... lumea papagal și harneală, multă sănătate. Mersi, Stoian, da, nu la Brăila. Astea le știu de în școala vieții din București, de pe vremuri. Pe vremea lui Ceaușescu, când știți cum e, trebuia să te descurci. Eram student și trebuia să-mi fac banii. Pentru că mama profesoară, tata inginer, n-am avut părinți suspuși sau părinți cu venituri. Nu. Eu știu ce înseamnă să trăiești la periferia orașului, știu ce înseamnă să stai într-un apartament modest, știu ce înseamnă să nu ai ce mânca a doua zi. Sau să mănânci numai, nu știu, să mănânci numai niște parizeri și un iaurt. Știu asta și am trecut. Și cred că aveți nevoie de un om care știe și nu uită de unde a plecat. Cred că asta e cel mai important, indiferent unde ai ajuns. Important e să nu uiți niciodată de unde ai plecat. Avem pensii de peste 100.000 luni și salarii de la stat. M-a blocat când am aflat. Ar fi minunat să raportăm până la 10 ori diferența de la salarii. Da, aici trebuie discutat, exact, Vadim. Trebuie o discuție serioasă, pentru că știi cum s-a spus și în România, salarii, pensii nesimțite, atunci aveau 300 de milioane de lei românești. Mamă. Da, știu, și e o discuție importantă asta. Nu se poate face așa rapid, pentru că vorbim de niște grile de salarizare. Pentru pensionari trebuie anumiți un număr de ani la pensie. Sunt multe lucruri. Până și în turcă să vorbească. Da, uite, bunica mea și străbunica mea, când eram mic la Galați, vorbeau în turcă, turcește, în acel dialect găgăuz. Da, prieteni, pentru că ăsta e sângele meu de tătar, găgăuz, nu? Până la urmă sunt tătari. Domnule Elisea, de unde a știut Vasile? De la unde? De la... A
fost tot o regie, mă, prieten. Ce naiba, n-ați auzit pe cel de la... A fost la Faces TV o înregistrare, am pus-o în campanie la mine pe Facebook. Când unii care au fost parteneri cu Vasile Costiuc s-au arătat nemulțumiți că nu i-a trecut pe listă. Erau niște parteneri, i-au creat împreună acel partid ce este ONG. Și au spus, domnule, suna cineva pe Rizea non-stop în fiecare zi să-i pe Rizea, pe Costiuc, să-i spună unde e Rizea. Și Costiuc pleca. Oamenii au spus, nu eu. Eu v-am zis că a fost o regie. Cine? Dumitru Țâră, sluga lui Plahoniuc. Cel pe care îl dau în judecată pentru că folosește ilegal realitatea PMD. Numele de realitate. Singura franciză realitatea o dețin eu legal aici în Republica Moldova. Eu sunt singurul partener pentru Realitatea Plus din România. Ca să știți. N-am avut timp să mă ocup că golanii mă ocupă tot timpul. Și un golan în plus o să mă ocup și de el. Nici o problemă. Ce credeți? Victoria, bravo băieților de la Șerif Tudor, bravo, e o mândrie pentru Republica Moldova și chiar dacă acolo vorbim de Tiraspol, ăsta e rezultatul a vreo 15-20 de ani de muncă. Cei care au investit, abia acum ăsta e primul rezultat. Au investit mulți bani și își plătesc jucători cu salarii serioase. Bravo lor, e o performanță reală, bravo lor și eu îi susțin. Și până la urmă sportul e cel mai bun ambasador pentru o țară, să știți. Chiar dacă ei sunt de acolo, până la urmă tot numele Moldovei se duce mai departe. Poate, Toni, poate faceți o filială a partidului noi și în București. Păi da, ok, că e o comunitate mare de moldoveni. Cum să nu? Cu mare plăcere și uite, Toni, poate te ocupi chiar tu de această filială. Pentru că sunt mulți acolo cetățeni ai Republicii Moldova care lucrează în București. A, Morari Mamenda, Evgenii, m-a menționat Natalia, Natasha mincinoasă într-o postare că îi deranjează dragostea. Păi nu m-am băgat sub plapul Mântreia și Platon. Ce dracului? Pă bune? Am spus cu banii, cu criptomonedele, cu tot. V-am spus, prieteni. Bună seara, The Godfather de Arise. Vă salutăm din Orhei, Serginiu. Te salut și eu. Vă susținem și ca Dumnezeu să vă ajute în tot ce faceți. Fug golanii de dezvăluirile dumneavoastră. Mulțumesc, mulțumesc mult de tot, Serginiu. Da, ce părere de Antena 3, Andu? Ce părere să am? Din păcate, Mihai Gâdea a ajuns un spălător de cadavre. Știu multe de acolo și discutăm într-o seară de subiectul ăsta. Da? Chiar discutăm. Și de modul în care mi-au cerut mie banii pentru campania când trebuia să ajung primar, m-au chemat la sediu Grifco să-mi spună ce mă ajută, câți bani le dau eu ca să ei să mă susțină și tot așa. Vă povestesc mult despre ei. De ce nu ți-ai apărut? N-am înțeles asta cum fratele, ce scrie acolo? N-am văzut. Boris, așa, mamă, cu dumneavoastră pe Telegram acolo și puf este, da? La Drochia nu ajunge, zic, păi o să ajung, Dinu, dar acum hai să ne concentrăm cu Bălțiu, pentru că eu mă ocup de Bălți. Și mâine la 12 vă anunț marea surpriză, chiar dacă nu mă lasă să candidez, v-am zis, chiar dacă voi nu mă vreți, eu vă vreau. Da? O să vedeți mâine surpriză. Rizia va merge în campanie oricum la Bălți. Ce părere ai despre Cosmin Gușă? Pare un naționalist iubitor de țară, a fost și el Pe Cosmin îl cunosc bine, ne-am cunoscut într-un grup al jimecherilor de la Băneasa, grupul Băneasa. Cu Petrache, Bidner, Cocoș, știți bine. Povestim odată. Cosmin, da, are și niște rădăcini pe acolo. Nu? Nu e chiar așa singur pe lume. Dar e un băiat informat și, într-adevăr, e ce să zic, Cosmin a vrut să facă multe, a avut o ocazie genială ca secretar general când l-a pus Adrian Năstase. Din păcate, și-a dorit prea mult, într-adevăr. A vrut așa, a fost o trecere rapidă și când ajungi prea aproape de soare, risc să te, nu să te bronzezi, să te arzi prea tare. Cetățenia moldovenească, Ionel, mi-am obținut-o prin sângele meu. Bunica mea, deci e o lege aici în Moldova, dacă nu știți, 1024/2000, legea cetățeniei. Orice persoană din lumea asta care are părinți sau bunici născuți înainte de 23 iunie 1940, poate să-și redobândească cetățenia moldovenească, pur și simplu. Nu trebuie să faci vreo cerere la vreun președinte să-ți dea, nu, ți-o dă lege aici. Agenția de Servicii Publice se ocupă de asta, să pună în aplicare o lege. Ce părere ai de Stelu și Pescariu? Doi scroci, ce să zic. Pescariu e născut și în aceea zi cu mine, 12 aprilie, ca să știi. Și în aceea zi cu Rema, apropo de Natasha Mincinoasa și de Slava Banditu. Stelu, mamă, ce scroc, dar nu v-am povestit eu de el ce făcea pe la Curșevel, mese de 35.000 de euro, șampanii cu Milka, cu Andreea Nicolau, soția lui Horaț Nicolau. Povestim de Stelu multe. Pe la Unghien nu vine, aveam un prieten, da, știu că aveți un primar bilionar în eurobandit. Aula, am auzit de ăsta de la mai mulți. E nenorocire ce-i pe acolo. Știu. Lasă țigara și răspunde dacă sunteți. Păi cum să nu o las? Nu vezi că o las? Nu, dar încerc să și răspund, prieten. Spune-ți-ne, v-am spus, Lev Tolstoi îmi place ca autor.
Și filme sunt multe, și Peaky Blinders, și Nashu, și multe filme așa, ce să zic. Acum îmi vin în minte, nu știu, Blacklist îmi place iar. Sunt multe, pe Netflix. Morari a scris că sunteți agentul SIS-ului Aliona, da. Hai să o lăsăm pe Natasha, că e aminte cum respiră. M-a mințit atâția ani de zile de credeți că e Ioana Darca a Moldovei și de fapt e bandita bandiților și este... Știți ce vreau de la Natalia Morari? Să iasă public, să o cheme pe bătrânica aia care i-a dat 200 de lei sponsorizare, donație pentru TV8 în piață. De aia să-i fie rușine. Ce? Asta, vreau să văd cum are curaj să dea ochii cu acea bătrânică, ea care acum trăiește pe banii furați de la voi. Unde e Traian Băsescu? La Bruxelles, e Viorel, europarlamentar. Salut, vă salutăm din Irlanda, vă salut și eu, Octavian, știu că sunteți acolo, un grup mare de moldoveni, foarte, știu că mulți sunt în Irlanda acolo. Salutări din Norvegia, Vadim, vă salut și eu, băieți, sper că e bine pentru voi acolo, pentru că aici, până nu rezolvăm problema, dar cu ajutorul vostru, cu rudele voastre, cu cei care au rămas acasă. V-ați citit Țuțul în penitenciar? Care va recupera? Păi n-are la 13, să știți că n-are multe. N-are. Vă zic eu, au 5 cărți în română. Bine, el mai are și 7 cărți, 8 cărți în rusă. Nu sunt multe. Am zis că le fac o donație. Uite, mi-a adus aminte. Mă gândesc ce cărți să le donez ca să aibă acolo Țuțul să citească. Dar cred că niște cărți de joc ar fi mai bune pentru el. Vreo 2-3 pachete. Mulțumesc, Dinu, pentru prietenii de la Bălți. Cu drag. Domnule Râzea, ce spuneți de Renato Usati? Ce să zic de Renato Usati? Un interlop care a ajuns întâmplător în politică pentru că a vrut să bage, de fapt el a furat mereu de unde a putut și ce a zis? Face o investiție ca să fure și mai mult ajungând acolo. Asta a vrut. Păi de ce n-a făcut din Bălți mare oraș? Eu vreau, am proiectul Bălți, orașul viitorului. Așa se numește, ce vrea Râzea. Și o să auziți mâine. Ce părere aveți de Partidul Aur și care susține pe Călin Georgescu? Ce să spun? Călin Georgescu, v-am zis, e și el prizonierul unor elite din afara țării, dar e un om pregătit. Măcar ca impresie, ca prezență, ca și cultură, e ok. Știe cu ce să mănâncă o guvernare, să zicem. Adică ar fi bun. N-are vreo experiență ca un politic, dar e o propunere interesantă. Cu ce partid un politic din Moldova îți face coaliție? Ce partid politic? Păi, în primul rând, cu voi, cetățenii Republicii Moldova. Și eventual, nu știu, dacă într-adevăr își respectă angajamentele față de voi, pentru că asta e condiția care am pus-o și înainte cu pasul, dar cu anumiți oameni de acolo, nu cu toți. Și o să înțelegeți de ce. Nu pentru că am eu vreo chestie, nu, dar sunt oameni care au rădăcini, așa cum v-am spus, de la IBA, rădăcini la PD-ul Plahoniuc și alții care au diverse interese. Dar Maia Sandu, sper să-și dea seama că nu sunt toți... vorbesc aceeași limbă ca președintele Republicii Moldova, din punct de vedere politic. Frații, credeți că Plahoniuc este abonat la canalul de YouTube? E posibil, pentru Țuțu un abecedar, da? Nu? Și niște cărți de joc, așa e. Și un din ăla, un abac, știți, cu alea așa, cu... Da. Salutare, domnule, cunoașteți pe Gheorghe Vârtosu? Nu-l cunosc anatol. Domnul Riza, în ce criptovalută ați investit Bitcoin? Kirin, dacă nu ajutorul României, nu mai ajungem în Irlanda. Da, nu mai ajungeați, da, ok, înțeleg. Ai menționat unul tănas de la CNA, pe, da, băiatul ăsta are jumătate, da, știu, de dat în chirie restaurantă. Păi nu spuneam, domne, de cămătarii de la CNA, domne. A șantazea și primarul milionar cum dosar. Cred. Păi așa au câștigat, au făcut averi băieții ăștia. Păi numai dacă nu mă averile procurorilor, toți din Moldova trăiți foarte bine de mâine. Ascultați-mă pe mine și nu mai Riza poate să fac asta, că n-are nimeni tu pe ăsta. Toți vor să respect, nu, Golanii nu merge, respectarea legii. Să mă atace, v-am zis eu, oriunde. Dacă noi ajungem la putere, uitați-vă la mine, țineți caseta, înregistrarea. Eu, Vladimir, dacă eu să vedeți ce n-a văzut nimeni, nicăieri. Da, poate să zică că e dictatură, orice. Pentru popor facem orice, prieteni. Că numai așa ne facem bine. Cu vagabonzii ăștia. Părere, Gâdea și Barea, ce să fac? Dacă mi-ai spune că se și iubesc uneori, sau se ajută, sunt bun prieten. Nu știu dacă au și alte aptitudini în particular. Basarabenii sunt extrem de naționaliști, îi urăsc pe turci și găgăuși mai mult decât pe ruși. De acolo ni se trag toate problemele, unire cu România. E părerea ta, ți-o respect. Chiar dacă nu sunt de acord cu ea. Primul lucru care o să faceți dacă ajungeți în calitate de primar, primul lucru, desfințez ușa de la primărie. Primăria va fi deschisă pentru toată lumea. Sunteți de acord că cetățenii s-au dezamăgit
îmi dau înapoi. Și eu încă îi mai dau credit, ca să spun așa, pentru că nu poți să faci bine în 2-3 luni de zile, da? Într-o 100 de zile. Măcar 6 luni, dar după 6 luni, chiar că dacă n-am scăpat de golani ăștia, nu știu. Măcar să ia niște oameni care au puterea și curajul să o facă. Suțul are nevoie, da, de ABC, dar da, și de ABAC, v-am zis eu. Oare SIS-ul nu informează văzând despre mișcările la IBA? Păi eu sper că e informat. Eu sper, cu toate că acolo, repet, am spus și aseară, sunt 3 găști. Încă nu s-a stabilit, pentru că doamna Maia Sandu știu că vrea să-l schimbe pe Esau Lencu. Dar încă n-a făcut această mișcare ca să nu... Că știți cum e, sunt ca niște plăci tectonice acolo. E strategia dânsă, o respect și sper să dea roade în curând. A, nu știu câte pământuri arabii au proprietari străini, dar cred că n-au foarte multe, pentru că aici procurorii au la majoritate. Ei sunt mari latifundiari din Republica Moldova, să știți. A spus că l-ați cunoscut pe președintele Comitet. Da, Jacques Roche, da. Ce alți oameni din această organizație mai cunoașteți? V-am zis, l-am cunoscut pe Bernie Ecclestone, pe, de acolo, de la Formula 1, nu din organizație, din Comitetul Olimpic Internațional, nu. L-am cunoscut pe Jacques Roche, am fost la o întâlnire la Bruxelles, a fost o recepție, o întâlnire, eu am fost din partea Ministerului Sportului din România. Când va fi referendum? Păi când vreți voi, prieteni, după Bălți ne ocupăm, pentru că după ce se termină cu Bălțiu, eu zic că vine iarna, acum problemele cu gazele și cu tot și n-are nimeni, dar vreau să începem o campanie de semnături. Am vorbit cu departamentul juridic la noi la partid și mergem mai departe. Da, o să inițiez, o să anunț, de-aia dăm drumul la televiziune, veniți acolo, semnați toți, va fi în centru undeva aici în Chișinău, nu vă devaluez acum locația, dar o să veniți acolo. Domnul Iza, vă rog mult, spuneți ce părere aveți de ce să petrecem în procuratură, reglări. Păi cum? Reglări de control între grupuri mafiote? Ce? Despre ce vorbim? Ăștia nu merg cu reforme, prieteni. Ăștia merg, aș desfința a doua zi, haideți, dacă aș fi acum, nu știu, ministrul justiției, prim-ministru, aș desfința și procuratura generală și aș reorganiza. Aș da hotărâre de guvern, desfințăm și o reorganizăm sub o altă titulatură și scăpăm de toți golanii ăștia din structuri și anumul 2-3 care stau pe acolo. Pilot de Formula 1, da, îți mulțumesc, Ion. Sunt prieten cu Alan Prost și o să spun de 3 ori campion mondial. Și o să pun poza aici ca să mă vedeți, da? Cu el. Salutare. Și poate le invităm la Bălți să ne facă așa, măcar pe un traseu de karting. Dar n-a făcut golanul ăsta de usat nimic, nici pentru copii, să aibă un circuit de karting acolo. Să, nu știu, să descoperim poate talente, nu în Moldova. Din ce trăiesc? Din afacerile cu criptomonedă. Am mai spus-o de câteva ori. Părere, situația politică e complicată. Situația politică în România, am spus-o cu generalul Ciucă, v-am zis, bine, unora, de, poate n-ați văzut, în România am spus-o de 2-3 luni de zile că va fi noul premier, pentru că a stat foarte disciplinat și a executat pas de defilare în fața cui trebuie. Da, Anatol, salutări din lumea paralelă, mulțumesc. Cum comentați despre proxeneții Vârtosu și Dulgheru? Nu știu, pe ăștia sunt prea mici, pe la Honiuc le-au fața cu mult. Ce nu tăiem probele de infracțiuni sau cetățenilor în? Atunci cetățenii o să înțeleagă și o să creadă. Păi eu cred că mă cred, pentru că uitați, cu Stoianoglu am vorbit, cu Popov am vorbit, cu Natasha am vorbit, cu... Ei nu trebuie să fac cu fabrica de anabolizante, cu... Păi ce faceți? Am stat, eu l-am ținut, nu știu... Tira, ca să zic așa în limbajul de stradă, undeva, când au primit bani. Haideți, prieteni, dar e simplu, vedem ce au, vedem de unde au, cum așa. Chiar suntem toți, nu ne dăm seama, suntem prostiți în față. Ce părere aveți de Vasile Dâncu? Vasile Dâncu, da. Vasile Dâncu e unul din stâlpii sistemului ocult din România, punct. Și am avut o relație cu el, am povestit multe și modul în care a făcut parte din... grupul de 3 persoane care a decis arestarea lui Gică Popescu, am spus-o direct la realitatea și vedeți, căutați pe net și vedeți când am intrat în dialog chiar cu Gică Popescu și îmi pare rău de ce i s-a întâmplat, pentru că și el e un fost mare fotbalist român și un simbol și pentru România și pentru FC Barcelona, al cărei capitan a fost. Gheorghe Gonța, un ziarist corupt, ce părere să am eu? Un ziarist corupt. Toți care îi vedeți în emisiuni sunt pe bani la el acolo, ca să înțelegeți clar. Se auzi vorând că bătrâncea de la socialiști este homosexual. Mă, nu știu, Andrei, dacă e homosexual, dar sunt zvonuri, dar v-am zis de problemele penale care le are. Dacă te uiți la fața lui, are tendința asta, are puțin, îți dă impresia asta așa.
Sunt de acord cu dumneavoastră, Ecaterina. Mulțumesc, Ecaterina. Sigur vin la băl să stați de vorbă. Mulțumesc, Dinu. Te aștept cu mare drag. Despre sistemul bisericesc, da. Mafia e și aici o nebunie cu mitropolitul și cu relația lui cu Dodon și cu bani și cu... Da, prieteni. În fața lui Dumnezeu cred că trebuie să fim toți sinceri și corecți. Dumnezeu, să știți că și Iisus, nu? Ei când în religie nu se spune acolo, domne, biserica, să iei bani la oameni, să faci... Nu, nu, nu. Nu, prieteni, nu. Nu vreau să intru într-o polemică, să mă excomunice biserica ortodoxă, așa cum l-au excomunicat pe Lev Tolstoi, apropo, în 1900. Pentru că a spus niște adevăruri, iar apoi l-au reprimit datorită faptului că voi, poporul, de atunci, la vremea aceea, ați susținut asta. Și de frica unor revolte, iată că Lev Tolstoi a fost reabilitat în fața bisericii ortodoxe. Salam, penalurile de la alt penal din Chișinău, da. Da, Alecu Salam se zice, da. Da, am cunoscut persoane din lumea fotbalului internațional, da. Și o să vorbim despre asta. Pe Michel Platini. Și o să-ți dau o poză cu Michel Platini când a venit la București și eu l-am primit. Din partea Ministerului Tineretului și Sportului, din partea Guvernului, și am fost împreună și am pus... El a pus prima lopată, dacă vrei, de ciment. Acolo a făcut prima gaură și a pus primul cancioc de ciment la baza casei fotbalului din București, acea clădire de sticlă de la stadionul Ilie Manoliu. Fost cu Michel Platini. Da? Mă vezi la Cotroceni. Uite să pun poza asta când sunt acolo. L-a invitat de președintele Ion Iliescu. Lângă Michel Platini. De ce nu încerci să te retragi? Ce să mă retrag? Eu nu știu decât înainte, ca tancu rusesc. Nu mă retrag. Dacă mă retrăgeam, nu eram în situația asta să lupt cu sistemul. Ați înțeles? Trebuia să stau slugarnic și știți cum e. Capul plecat, sabia nu-l taie. Asta era, prieten. Podul peste Dunăre la Brăila, Stoian, păi ce să zic, câtă șpagă a luat 250 de milioane de euro, el cu Ciolacu? Vorbim și de asta într-o altă emisiune. Despre Cristina Guțu, verășoarea Natalie Moraru, ce cunoașteți? Nu prea cunosc foarte mult, am auzit așa câte ceva. Dar dacă aveți informații, aștept pe mail. cristian9069@mail.ru. Vlad Plahonic, salut Cristian. Da, da, proxenetule, salut. Să-mi dai banii înapoi care se mi dai. Știi că am hotărât judecătorești definitive și irevocabile. Și oferta de la penitenciar am văzut, care mi-ai dat-o prin intermediul lui Cebotari, dar poate îmi face o ofertă concretă să-ți plătești datoriile. Că vorba aia, la parașutele plătești, nu știu care, în afară de Daniela Morei, nu știu dacă mai finanțez pe cineva acum, că plâng fetele pe aici, am auzit, dar măcar să-ți plătești datoriile pe care le-ai la foștii parteneri. Să o fac reclamă, da, cu mare drag. Fac și reclamă dacă vreți. Cine credeți că este în spatele cazului Caracal? Acolo nu mă lua. E o nebunie, Marius, și n-am prea stat atent, cu toate că a fost o telenovelă gen Elodia. Dorin Galben. Păi, dar nu v-am spus, mă, prieten, cine a fost primul? Penalul Rizea v-a spus. Vă rog, luați postarea mea a doua zi după ce Mariana Rață a fost la el. V-am spus motivul pentru care a invitat-o. Pentru care i-a ridicat la fileu toate alea. Pentru care m-a atacat pe mine și nu mi-a dat dreptul la replică. Că Dorin Galben va fi în locul Natalie Morari la TV. V-am spus de atunci. Penalul Rizea a avut încă o dată dreptate. Măcar să apreciați faptul că informațiile care vi le dau chiar sunt pe bune. Și chiar, iată, își produc și efecte. Stoianoglu și alți golani. Se pare potrivit? Dom'le, nu cunosc pe procurorii interimari. Am auzit și așa, dacă vă referiți la domnul ăsta Robu, da? Nu știu ce să zic. Unii zic că, de fapt, e tot din zona crepusculară, cu ghilimele de rigoare. Alții zic că nu, nu știu. N-am auzit nimic așa rău de el, clar. Domnul Iza, ce părea Diana și eu am zis ca președinte a României. E puțin extravagant. Dar e o luptătoare, eu apreciez. Mie îmi plac oamenii curajoși în politică. Păi pierzi mulți bani dacă nu te retragi și tot... Da. Ok. Am înțeles. Când urmează următoarele dezvăluiri? Urmează zi de zi, de mâine. Diana Revenco, ce să am? E o doamnă respectabilă, dar cred că este, nu știu... Cred că totuși la Ministerul de Interne cu golani, cu mafia, domne, acolo e mafia, da, în procuratură și acolo, nu știu, trebuie cineva cu sânge în instalații. Cristian, în viitor ne mai aduci noi dezvăluiri? Da, bineînțeles că vă aduc prieteni, bineînțeles. Cine e șeful lui Plahotniuc, el este condus de forță. Da, el a jucat și cu rușii și cu americanii, prieteni, și a vrut să, el s-a crezut deștept. Da, el e așa, foarte inteligent, e diabolic, dar e... Inteligența aia de pe stradă, netrecută prin școli, ați înțeles? Și aia primară,
Dar el a vrut, el a crezut că îi face cap pe stradă. Îi bate cap în cap, îi ține și pe ăla și pe ăla, zice că e frate și unul și pe altul și a căzut între scaune. Asta e, a căzut între scaune, marele plahodic. Da. Când apar dovezile contra Viorel, ai poate vă aduc chiloții, nu Mariana Arață, ce ziceți? Hm? Pe care mi-a adus femeia care făcea curățenie în apartament. Eh? Ce ziceți, prieteni? Eh? Îi dăm în prima sau a doua emisiune de la Realitatea din Moldova? Talk show-ul lui Riza. Spovedania lui Riza. Spuneți-mi cum ați vrea să se numească talk show-ul meu, pe care îl voi face acolo de la orele 20 la ora 22. Dați-mi o idee. Aștept ideile voastre pe mail și aici, pe comenturi, chiar vă rog, pe comenturi, pe YouTube, pe Facebook, pe Instagram, pe Telegram. Chiar vă rog, pentru că la asta mă gândeam și trebuie să dau răspunsul până luni, pentru că am o echipă profesionistă care au construit televiziuni și prin România și chiar m-au întrebat. Zice, domnul Riza, până luni vrem să știm numele talk show-ului pe care îl veți modera la Realitatea din Moldova. Adică va fi o emisiune interactivă cu voi și vreau să vă și invit în emisiune, prieteni, pe cei care aveți curaj. Dacă nu, dați-mi documentele, eu voi prezenta cazurile de abuzuri și toate ilegalitățile. Adică cu păstrarea confidențialității. De Grindeanu, ce să zic, un soldat disciplinat. În ce cripto așa? Unde sunt sutele de miliarde furate în timpul Băsescu? O, îți spun eu unde, pe la Videanu, pe la Bebe Ionescu, pe la... și prin câteva paradisuri fiscale. Înțeleg aia, per vite, Eduard. Domnul Riza, ce facem noi moldovenii cu miliardul pe capul nostru, cu aeroportul, stadionul? Da. Metal feroz și mai multe, da. Sau Fenosa, vă gândiți, da, cu spaniolii, ce a furat pe acolo? E una, Silvia Radu, golanca lui Plahoniu și una din fostele amante, pentru că Plahoniu o ardea și pe aia, chiar dacă nu arată ca vreo manechină. Da, vă zice penalul Riza, multe combinații. Și cu cine s-a întâlnit Silvia Radu din România și au vrut să facă aici o centrală electrică? Vă spun eu că a fost în 2018, m-a luat pe mine, n-am dezvăluit că n-am mai apucat, nu m-a invitat nicio televiziune. Pe Joe Biden, nu, l-am cunoscut pe băiatul lui. Dar sunt niște oameni ok, chiar dacă într-adevăr sunt păreri pro și contra, sunt și oameni politici la un anumit nivel. Da, prieteni. Cred că o să ne despărțim, a trecut timpul repede, prieteni. Ia uitați, am intrat la 8, e deja 10 fără 20. Wow, vă mulțumesc tuturor. Cartea dumneavoastră o să se vândă în librării. Da, Tudor, eu sper să facem și ediție print. Și o vom face, The Godfather, da. Mulțumesc mult de tot pentru comentarii, pentru aprecieri tuturor și celor de la Bălți. Da, Victor, continuăm și cu Cancanul. Va fi frumos la Realitatea din Moldova. Va fi o televiziune profesionistă la nivel european, o să vedeți. Pentru că eu cred că e nevoie. E nevoie aici în Moldova de cineva care să vă reprezinte, inclusiv în spațiu mediatic și în politică, bineînțeles. Prieteni, fiți alături de mine. Fiți alături de acest partid pe care eu îl reprezint cu mândrie la Chișinău, de partenerul meu politic Vladimir Dacă, și haideți să schimbăm pe bune ceva. Pentru că mulți v-au mințit, gargară, ați văzut de la politicieni, promisiuni de șarte, nimeni n-a făcut nimic pentru voi. Ce a făcut USAID pentru Bălți? Fix pix, ca să spun așa, să parafrazez pe cineva. S-a dus în Maldive, s-a plimbat pe unde acum, e la lacul Digarda. Stă bine mersi la soare. Și pe mine uneori mă criticați pentru trabuc. Ăsta sunt prieteni. Eu fumez din 2004 și voi fuma în continuare, dacă sănătatea îmi va permite. Dar important e ce voi face pentru voi. Iar investițiile, locurile de muncă, asta contează cel mai mult, prieteni. Pentru că vreau să simțiți ceva, că într-adevăr Bălți poate deveni, pe bună dreptate, un hub regional, poate deveni un oraș al viitorului. Alături de partidul politic noi și alături de mine, Cristian Riza. De-aia vă zic, mâine vă anunț surpriza la ora 12. Indiferent, mă vor lăsa sau nu să candidez, Riza nu pleacă de la Bălți. S-au pricopsit cu mine, cum spun unii. Da, sunt ca picătura chinezească și, repet, dacă sistemul mafio de la Bălți nu mă vrea, eu îi vreau pe Bălțe. O seară bună tuturor, prieteni, și vă mulțumesc din suflet. Ne revedem mâine seară de la aceeași oră, nu uitați, orele 20, Riza e alături de voi.